Suntem cu Vali Porcișteanu, îl știți, și pe Cristi Sugar, sunt fan cu lui, știți. Omul... Vă mulțumesc că ați venit pe la mine. Da, am venit la Vali, am venit la Vali aici, aici și a. Ați ajuns cam greu. Să, bă, na, ce să faci când ești vedetă, tu nu știi cum e, dar nu, când ești vedetă, îți explic am eu, te sună lumea, da, zi-mă, Sugar, cum e când ești vedetă? Care, cu trenul? Cu la cușetă? Am cunoscut o tată care are un muzeu de etnografie cu trenul. Tu i-ai prostit ceva? Da, natural. Natural, de portocale. Tu bei Coca-Cola, oamenii nu văd. Eee, ascuns-o pe aici pe undeva. Sugar, punga lui Sugar de lucruri. Da, sunt multe lucruri pe care voi nu le vedeți. Încercăm să fim cât mai sinceri. Iau și o gură. Ăștia beau apă, mă, că sunt sportivi, vezi? Au băut cola până acum. Da, avem un podcast. Sper să ne limităm la doar o oră și jumătate. Va fi postat și pe YouTube în întregime și dacă Cristi ne pune la dispoziție un material cu filmări on board și așa, îl vom pune la sfârșit, ca să știți de el. Veți vedea ceva imagini. Aici la 6 avem tot timpul, stai liniștit, e totul calculat. Uite că au mai intrat oamenii și pe la noi pe da, acolo. Da, oamenii intră, nu-i problemă. Oamenii intră, dacă au întrebări, puteți să ne puneți, nu știu dacă no, le putem descifra și așa, dar încercăm, facem tot posibilul. Discutăm despre raliuri, despre viața de pilot de raliu, despre cum faci să ajungi pilot de raliu, despre povestea ta, cum ai făcut tu, cât te-ai chinuit, cum a fost, cât de ușor, cât de cu greu. Pauza, știi că a fost cu o pauză foarte, știu, foarte eu știu tot. Dacă vrei poți să povestesc, nu e problemă. Dar mă ceartă oamenii că întrerup, că facă drept. Da? Așa că începem așa peste toată. Da. Așa că începem cu povestea ta. Da? Măi, sintetizată mea, cât poți hai, tu cât și după aia vorbim așa. Și cu Cristi. Toată nebunia a început în 2003, atunci am descoperit eu cam care-i treaba, mă rog, atunci m-am apucat de raliuri, începusem să cât vizionez, 21 un pic, tocmai trebuia să ai permis atunci, tocmai asta o să vedem că în zilele noastre acum e mult mai permisiv, avem elevi care au făcut școala la 12 ani, la 14 ani, la 16 ani, dacă și pe vremea noastră era așa, unde eram noi acum? Tot aici. Bă, nu știu dacă erai tot aici, pentru că tu știi foarte bine că se discută că cu cât ai mai puțin creier, cu atâta mergi mai tare și cu cât instinctul de conservare este mai mic, cu atâta ești mai rapid și mai de-aia se caută copiii care... Apar copiii în viețile noastre, corect, și judece altfel, dar na, de asta se caută probabil piloți tineri de raliu, că... cum să spun, merg acolo 100% concentrat, nu se gândesc că îi așteaptă cineva acasă și iau piciorul din gaz. Exact. Uite acum dacă vorbim fix acum, în timp ce discutăm, este raliu în Suedia. Da, am văzut. Da? Cu zăpadă mai puțină. Cu zăpadă mai puțină. Super special a fost macadam 100%. Am văzut, da. Și chiar vorbeam cu unii prieteni, dacă vrei să ajungi la VRC și să și faci rezultat, trebuie să începi cursele undeva la 12-14 ani, la 18 deja să fii zmeu la tine în țară, să fii bătut campionate deja general, okay, nu da? Cu Padacia, campion. Deci cu campionat general. La general. Ce să mai te joci cu toți de pe acolo, da. Hai mă că i-am fumat pe ăștia. Să fie o diferență mare, adică exact. Se vadă talentul. Și pe la 18-20 ani zici, bă, gata, aici n-am ce să mai fac, că îmi rup gâtul, hai să mă duc să mă iau de gât cu ăia alți. Corect. Piloții mari, știi? Ok. Dacă vorbim peste 25 de ani, 30 sau spre 40, s-a terminat. Nu mai are ce legătură. Dar așa, de fan. De fan. Poți să mergi și la 70 de ani dacă vrei, nu te oprești de nimeni. Corect. Și avem și gentleman driver care merg și, până la urmă, le respecti pasiunea, oamenii vin din banii lor, nu fură nimănui nimic. Adică, dar asta vrea să facă. Mă zdrâd, da, uite și pe ăsta, pune frână, merge încet. Dar lasă-mă, frate, dacă el dă cu undița în baltă, așa-i place lui să dea. Asta vorbeam cu Cristi în mașină, că sunt mulți care merg la raliuri sau la VTM-uri doar pentru a avea o activitate de weekend, exact. Nu pentru a fi competitiv sau pentru a, nu știu, se bate acolo. Da, dar vezi mulți de genul lui și, nu, mă rog, așa da. Tineri care au talent și au demonstrat, zic, bă, dar de ce? Nu e corect ca eu care am talent să stau pe bară și ăla care nu face nimic să meargă. Da, nu trebuie să fie totul corect în viață, exact. Știi ce zic? Nu e corect în viață, știi? Nu trebuie să fie totul corect. Să ne întoarcem la 2003. La 2003. Mă rog, prin Pitești pe acolo cu Cristi Turbato, cu Dudu Șenchea, m-au ajutat să le arăt alor mei. Cum e o mașină, uite care e treaba cu rolbarul, că m-am azi de seama, nu, panică, să n-au de nimic, nebun, da. Uite că la curse totuși e mai safe, păi, și l-a trecut prin acelea fel, adică cumva... E aceeași chestie în care părinții îți spun, mamă, nu lua droguri, vezi că ăia vin și îți dau droguri ca să ieși, nu-ți dă nimeni droguri niciodată gratis, terminați cu prostia asta, nu-ți dă nimeni gratis nimic, deci opriți-vă, nu e chiar așa, e normal, și eu sunt părinte și tu ești părinte și îi înțelegi acum, da.
tu n-ai cum să înțelegi că nu ai copil, dar când o să ai copil o să înțelegi foarte mult pe ei tăi și o să vezi că... Dar cum ți crește, așa e. Așa e, de părinți, de părinți, da, așa este. Bun, Piteștiu pentru mine a fost tot timpul un oraș al motorsportului, eu așa îl vedem din București, exact, pentru că era uzina Dacia acolo și erau foarte mulți pasionați care își modificau, ei știi, pe vremea lui Ceaușescu și așa, era destul de greu și după Revoluție, era destul de greu să găsești piese și așa. Și multe erau handmade și mașini în Pitești tot timpul găseam Dacia 1310 cu jante de arozeci. Întoarse ceva rar. Pe sectorul ceva rar. Da, așa. Bun, zi așa, te-au ajutat băieții, ți-au prezentat. Uite care e treaba cu mașina, hai să vezi. Au venit părinții lui Cristi Turbatu să vorbească cu mamă, să-i spui ce, doamnă, nu e chiar așa. Uite, noi susținem, noi nostru, face, joc, drege, are rezultate. Adică, ai explicat cât au putut ei să convingă omul. Nu, deci nu, să n-audă nimic. Într-un final am reușit cumva să strâng niște bani. Țin minte că am vrut să merg la o cursă de amatori pe la Făgăraș. Aveam o Dacia 1300, că nu trebuia cu mașină cu roll bar. Era de asta, gen promorali, așa. Și m-am zis pe acolo, am vândut o imprimantă, ce mai aveam pe acasă, un telefon din ala mai vechi. Eram, nu, trebuie să mă duc acolo neapărat. M-am zis acolo, am câștigat la clasa respectivă. Era mai mult de îndemânare, erau și niște probe. Te-ai așa hotărât că ești bun? Adică tu știai, eu mă duc și bat, nu discut. Nu neapărat așa, dar simțeam, pentru că și la liceu, cu colegii, vedeau cum... Când m-am tocmai cineva să-mi permis, eram toți în perioada aia, știi? Și bă, dar tu faci cu mașina asta niște chestii care pentru noi sunt... Da, wow. Știi? Chiar odată, țin minte că eram vreo 4 colegi în mașină și cu o profesoară și... Da, mergeam... Deci la asta... Și s-a băgat sub bound în depășire. Și dai seama, eu când l-am văzut pe ăla, pac, m-am făcut care de treabă să-l ocolez, m-am dus cumva pe șanț, așa, de latul, păi, acolo, om, știi? Gazul pe ea, inferior. Erau terminați toți, nu s-a întâmplat nimic, am rămas cumva pe șanț, ăla din spatele meu, surpriză, m-am dat la o parte, a luat frontal, mașina logic, ăla n-a mai schițat nimic, facă, eu m-am dat la o parte, a luat-o el, și atunci, mă rog, ne-au împins, am ieșit din șanț, n-a pățit nimic mașina, și atunci am zis, mamă, deci ce reacții, cum l-ai oculit pe ăla, adică pentru ea a fost, da, wow, da, eu, da, normal, ce vrei să intru, nu ești de bun, nu părea nimic, wow. Și am avut cursa aia de amator, după care am zis, bă, hai să intru și eu, că mergeam, aveam proba aia, Băbana, unde ne mai ducem noi pe la Pitești, o probă care se ținea la Raliu Argeș pe Macadam, și ne duceam noi, seara, noapte, mai făceam când o liftare, da. Nu era probă, da. Vezi, Doamne, nu, adică era drumul de, n-apără, deschis, n-avea treabă, da. Raliu, dar pe acolo fusese Raliu, la un moment dat. Cu navigatorul meu și el dicta acolo, adică încercam și noi să simulăm chestia asta cu Raliu, mamă, hai să facem o dictare, mergeam. Și pe aia am zis, bă, suntem idioți, ne rupem capul pe aici noaptea, nu știe nimeni de noi, n-aveam rol, nu aveam căști, n-aveam nimic. Bine, nu mergeam ca da, acum, dar tăricel, adică dacă se întâmpla ceva, ne deslipeau cu șpacul de pe acolo. Bun, și am zis, bă, hai să ne apucăm și noi de curse, că uite, pare că nu suntem chiar ciuca bătăi și dacă facem treabă, s-ar putea să iasă ceva. Și am luat-o Dacia Nova, țin minte, și acum aveam un mecanic, un prieten nostru, Chiți, nu știu dacă tu ai apucat să-l cunoști. Ne-a dat așa în pungă, a zis, sacul ăsta aici e instalație electrică, undeva în colțul acolo, ăla e motorul, cutia, luați-l și pe ăsta, caroseria era ruginită undeva în curte, luați-l, hai și le faceți voi. Și ne-am apucat noi, am făcut de seama, era o mizerie, o Nova din aia, obosită, păi, dar era mașină de curse, scaun, aveam niște căști, țin minte că aveam un prieten care se ocupa cu stații, emisie recepție, nu Andrei, altcineva, un Neacoco. Și ne-a făcut el o instalație din aia să ne auzim, nu era comunicare, cu Sparco, cu Pentor, da. Nebunii. Ne-a făcut el niște difuzori, bă, să auzea ceva, niște căști de aia de moto, așa, integrale. Deci, o mizerie. Da, de Lego. Da. Pufici. Exact. Da, exact. Și ne-am apucat de treabă la Raliu Argeșului, că era Raliu de casă, n-aveam cum să lipsim de acolo, la For Lighter, că n-aveam cum să mergem în concurs. Trebuia să faci niște etape de coastă. Și ne-am apucat de treaba asta For Lighter, rost de stradă, de seama. Am plecat pe Budeasa, era dus întors cu regrupare, primii 2 km, ambele rost pe spate, pană. Nu înțelegeam ce se întâmplă cu mașina, frate, parcă trebuia să fie altfel. Când am început regrupare, tu, două pene, direct. Noi mai era și For Lighter, riscam să încurcăm pe aia din spate. În fine, am ajuns la regrupare, noi am schimbat roțile, că n-aveam treabă cu regruparea, că eram For Lighter, n-aveam nicio restricție. După care, a doua zi, pe probele alea lungi, s-a stricat alternatorul. Bă, țin minte că am schimbat, cred că vreo 4 baterii la raliul ăla. Puneam bateria, după aia luam alta, opream, ne-am oprit pe probă să facem schimb de baterie cu niște spectatori. Ne-au pus-o repede pe aia, am plecat, s-auzea Giri în spate, a doua tură, deja se stricase și nu mai ajunsesem la ei acolo. Și am zis, bă, gata, hai să ne oprim, că le stricăm oamenilor raliu, noi suntem de distracție aici, aia fiind peste noi și cu VRC-ul era atunci Giri, cu Seatul Corda. Seatul Corda. Stricam noi, na, raliu, în loc să-l ajutăm, că ne trebuia să-l ajutăm, dar noi eram în filmul nostru acolo, să ne rupem, să ne batem. Într-un final am terminat raliu.
chiar ultima probă, țin minte că am ajuns ultimii, pentru că am stat să treacă tot plutonul și am zis, bă, nu, ne mai stric, mergem ultimii. Și ne vede la ultima probă, la start ultimii, zice, bă, dar voi nu trebuia să fiți în față primii? Păi, bă, da, am stat și noi pe o probă, la stopul probei unde a stat o oră, i-am dat carnetul la stop și se uită aia, zice, o oră și 14 minute. Cum scriu o oră? Unu. Și oricum nu contează timp, ai scris o oră, o oră. Ne-am bătut și noi, că noi nu vedem nici, noi nu vedem raliu, așa că am stat, ne-am uitat la raliu și am venit la urmă. Și după aia, ultima probă, țin că eram după Eugen Bădina la start, era cu Clio, RS-ul, mamă, țiplă, pe vremea de-abia apăruseră, și a zis, n-ar trebui să mai mergeți, dar haideți, vă las că ultima probă, strinați și voi raliu în rămâneți aici, dar vă dau 2 minute. Să nu cumva să fii de pat. Da, mă, da, mă, lasă. Să plecăm deodată și tot nu era nicio problemă, știi? Corect, corect. În fine, și ăla a fost raliu Argeșului, ne-a bucurat că am terminat, îți dai seama, a fost primul pentru cum noi. Veni. Da. După aia să mergem și la Harghita și norocul nostru cu Dudu, că n-a mai fost loc, de, mă rog, n-a mai fost loc de forlighter la raliul, era plin, și a vorbit la federație, Dudu, era Nea Mitroi, eu cel pe vremea, și a zis, păi de ce să dau un concurs, băieții? Păi știi că n-au licență, că nu știu ce, hai domnule, că rezolvăm. Deci am avut noroc că era plin la forlighter, da, 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 și da, n-am licență și n-am dat concurs. Concurs. Da. Și acolo a fost, la prima cursă, am terminat pe podium la N1600, era atunci și la debutanți, locul 2 și 3, ceva de genul ăsta, și mai era o cursă la Cluj după aia, tot pe Macadam. Și acolo am terminat tot pe 2, după Cătălin Cizmaru, era cu un Citroen Saxo, noi cu Nova, adică era greu. Dar oricum, Nove și așa, mașini de la, clasă, la egal, la egal, da, da, la Dacia. Nu, că se încădeau toate de un da, șase, da, corect, Saxo, da, Dacia să Honda. Fie, da. Îi da, ne înroceam pe aia, deci da, băteam tot. Și la Cluj a fost, acolo a fost declicul, probabil că cu aia la fiecare, o să vedem și povestea lui. Era Nerelu Cladoveanu, da, cu Eurolines Racing Team, de-abia să lansase echipa atunci, da. Ce și cu bun. Cristi Băciucu, bun. Nu tot nu de știu, la Eurolines. Era director la Euronice și ne știam de la Harghita, bă, de pitii aia care merg tare, na, ne știam, dar râzul glumele lui, da, clasice. Bun, bun, bun. Și zice, ce faceți, mă? Ne răsturnasem în prima zi. Ce să facem? Eram pe doi, le-am luat pe marca, pe copilotul meu, că nu mai eram, era pe la telefon, nu știu da, ce. Și era, practic, trenase prima zi și înainte de a doua zi seara era un mini cocktail, așa. Ce ați făcut, mă, băieți? Păi, uite, așa, eram pe doi și ne-am răsturnat pe o parte, până am pus mașina, stai pe 7 acum. Păi și mâine ce faceți? Și doamna meu, ce să faci? Recuperăm, ajungem înapoi pe doi. Du-te bă de aici, deci cred ca și cum ai zicea cumva. Sugar, ești pe 10, ce faci? Păi, dar mâine bat, du-te bă de aici, lasă-mă cu poveștile astea, te credea cineva, eu da, nu. Da, nu. O, și doamna, hotărât, pa, îi bate, mai am 1 minut 40 față de ăla, 40 de secunde față de ăla, nu știu cum faci. Du-te bă de aici, omul știa că, na, suntem idioți și da, de-abia ne-am apucat de curse și n-avea cum să fie așa. Da. Și a doua zi, pam, 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 ne-am apucat de treabă, bum, și am venit pe doi, ne-am apucat și am zis, bă, dar nu se poate, frate, așa ceva. Și de la anul ăla a fost de clicul, ne-am luat în echipă la Eurolines. Dar, mă rog, cu o cazare, o scriere, bă, eram acolo, frate, aparținam de Eurolines, cu Preda, cu Leu, cu Nerea, da, adică, da, și nu era, da, contează, contează, contează. Da. Cum e Sugar, acolo. Exact. Dar, mai că atunci se putea cu mult mai puțin bani, adică puteai să era faci, dar acum nu prea ai de unde să tai, că trebuie să le ai și pe aia și pe aia și pe aia, nu mai e chiar da, respectivă. Și am mers anul următor tot cu Nova, dar crescuse mașinile la clasa N6, erau numai bombe și cu Nova n-avea ce să facă. A fost un an de kilometri. Da, experiență. După care au zis, bă, trebuie să iei și tu o mașină mai bună, că nu poți să mai, nu mai stai în echipă dacă cu Nova. Eu știu ceva mai bine, mama cu alea, pac, hai să luăm un Saxo. Am luat Saxo, că m-am întors la vechea dragoste cu Citroenul, că da, așa a fost viața. Și 3 ani, vezi pirea asta de pe ralu? De la Saxo, 3 ani de Saxo, bang, 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 m-au tocat așa ușor, ușor. Am avut 2 titluri de vicecampion la clasa N16 acolo, cu Claudiu David, da, mai știi, cu Alex Filip, la un moment dat am vorbit și el. Și în 2007 am zis, mă gândeam la Mitsubishi, la integrare, dar bă, până nu bat aici, tot nu vreau, vreau să-mi... Și am mers în 2007 ca un nebun, deci băteam, era Sorin Badea cu Evo, da, mergeam și în distracție, da. Bă, și veneam acolo un timp peste de așa, bă, mergi mai încet, că o să mori, știi, adică, e și asta o problemă, colo, frate, că, da, nu, cât să mai scurs cu saxul ăla, da. Asta vorbeam și cu Cristi, că zic, băi, în primul rând e important să termini, da, deci, adică, ieși din transa asta, ieși din transa asta, că în primul rând e important să termini, și după aia, dacă poți să pui și diferență și puncte și să urci, e bine, dar termină în primul rând. Îl știi pe Bob de la Colina, nu? Care era tehnicianul Bob. Bob, sexto, nu, de englez care venea, mă rog, era tehnicianul la Colina, în fine. Zicea, to finish first, first you have to finish. Așa e, frate. Am învățat așa, mă. Am învățat, da. Da, e, băi, lucrurile se învață. Lucrurile se învață, nu s-a născut nimeni învățat și experiența contează foarte mult. Zic cu Saxo, pe mine m-a mai enervat ăsta micul pic, că eu aș fi vrut cumva să percuteze mai repede la ce îi spuneam, știi? Dar el avea niște întârzieri din astea, niște laguri mai mari decât lagul de la Turbo, ăla e mic. Și am zis, bine, mai așteptăm totuși, bă, mai așteptăm. Și am așteptat, dar până la urmă s-a trezit, atât de cât așa. N-am așteptat degeaba. Și mai avem telefonul acolo, da. Și Saxo în 2007 am
rupt. De ce ți-a scos firele de pe alb saxul? Pentru că era o mașină de grup aina, adică foarte apropiată de o mașină de serie, cu piese de stradă, care nu țineau ele. Se rupea. Se rupeau, noi nu prea aveam experiență, îl tot stresam pe Duval de la Craiova, cu celebrul mecanic Ica, cu să moară mama ăla, de atunci mă știe cu Daurete, că îl tot am fiecare zi, băi, cu planetara, băi, cu brațul, băi, aolo, Daurete, mai nebunii, mă sun în continuu, ce vrei, mă, dacă nu am știut pe cine să-ți spun, da. Nu merge gunoiul, da, merge gunoiul ăsta. Era saxul de grupa A, Duval, Citroen Sport, da, și altceva. Altă mâncare de pește. Și m-a ajutat mult la vremea respectivă cu tot felul de informații și cu piese. Și până la urmă am zis, bă, gata, anul ăsta trebuie să rupem tot. Am câștigat, din, erau 10 raliuri în 2007, pe 10 etape. Am câștigat vreo 7 din ele. Nu știu ce înseamnă asta, multe. Multe, da, pe acum 6, 8, chiar și 5 erau previzionate la un moment dat, 6, adică din ce în ce mai puține. Bine, bugetele e greu. Și am terminat în 2007 pe 1, dar nu mai era trofeu 1-6, era clasa N2, dar pentru mine a avut aceeași valoare. Chiar dacă a mai fost, era o grupă, okay. Și atunci trofeul, punta la echipe, era grupă, cum ar fi grupa A, grupa N, devenise clasa N2, o clasă. Dar pentru mine avea aceeași valoare, că na, îți dai seama, na, ea pentru mine a semnat același lucru. Dar e mult spus campion, că așa, deci câștigător de clasă, că consider campionul, acum, na, okay. Că e la Cupa Dacia. Da. Campion teoretic e ăla care este la general. Ăla e singurul campion, așa să zicem, nu? Frumos, așa ar fi ok, da. La Rally 2, corect. Se pune. Da, la Rally 2. A câștigat la Rally 2, campion absolut, da. Pentru că noi avem foarte multe, fac o paranteză, foarte multe clase unde se primesc cupițe. Eu le zic, scuză-mă că te întreb, dar eu zic așa, oricine participă la Rally 2, câștigă o cupă, adică, nu la Rally 2, la Rally 2, VTM, nu știu ce, ia o cupă, adică toată lumea are o clasă acolo. Exact. Și după aceea când te duci la sponsor, păi vine și el, vii și tu, vine și el, corect, și el. Corect, bă, dar cât sunteți, bă, frate, campioni acolo? Ce sport este plin de campioni? Da, da, cine nu se urmărește așa e, de aproape, e... E destul de greu, ciudat, da, să-ți dai seama. Da. Și poate să nu știu, știu, cam gata, da. Și da, de da, fapt da, tu da. Ești... Da. 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 Nu vreau să... Da, am înțeles. Da, asta e realitatea. Sunt na, lucruri de bucătării interne. După care am zis, bă, hai să trecem mai departe, mi-am luat un Evo 7. Mulți bani la vremea respectivă și era tot așa acum o semighienă. Ești nebun, acum da. Tot așa o semighienă făcută de mine și un mecanic de-al meu care e plecat pe afară, acum n-a mai fost pe acolo. Mașina era de concurs sau da, ai da, luat da, o mașină da, de da, stradă? Da, da, deci de era de concurs, dată, pe un copaci, îndreptată. Răsturată de răspopa. Mi se pare și normal, kit, da. Plafon, tot ce vrei. Cu poșta română am mers în 2007 atunci și, mă rog, după de aici, plină de kit, plin. Dar nu conta, frate. Nu conta, chiar nu contează, mai ales. Nu contează, mai ales când schimbi și mașina e performantă. Și banii sunt greu, e greu. Eram în elementul meu, că saxul lipsea puntea, spate motrice, știi? Da. Ok. Și prima ieșire cu mașina a fost la Romexpo, aici era un rally sprint din ăsta. Mm-hmm. Și înainte de start, pe bulevardul ăla, înainte de la blocurile la turn. Da, la da, da, spre Romexpo e un... Da, da, ia e cu acolo, iarbă pe mijloc. Da. Mă jucam și era Titi atunci că s-a dat șel și a zis, uitați-vă la ăsta, mi ce face cu mașina, că o să ajungă... Adică el a văzut faptul că simțeam mașina foarte bine și făceam cu ea ce voiam. Exact, de plumb. De plumb, scuză-mă. O plimbă de colo-colo pe plafon, bam, bam, bam. Și bine, anul a fost semi-dezastros că s-a stricat mașina din obraliul, cred că de 6 ori. Abandon, ba ambreiaj, ba nu știu planetară, ba electronică, ba diferențială. Te distruge. Noi testam, nu știam nimic. Dar ne-am asumat-o, bă, da. Un an de încercare. Okay. Am avut niște probe speciale în care am venit pe 2, pe 3. Deci la, se putea, da, era loc. Da, adică 100 pe asta, pe Evo 7, la Cluj, pe o chestie alunecoasă, pe Beli și acolo, am venit după Sabo. Bine, proba aia, nu tot raliu. În rest, după aia eram abandonat, asta nu știu ce mai întâmpla. Dar am avut niște vârfuri de astea în care eram pe acolo, adică surprinzător și pentru noi și pentru ceilalți. După care am terminat sezonul ăsta de acomodare cu integrala și am început în 2009 mașina de top, fostă campioană lui Jarkko Miettinen, Colina Motors, da. Nou, care, cu care mersese și Pițigoi. Da. Mașina era, la top. Momentul respectiv, nu se putea ceva mai. Da. Multe și de mii de euro, Colina Motors, mulți bani și acolo la nivel de top să menținem mașina și să mergem la bătaie. Și primul raliu din 2009 l-am câștigat, prima victorie a fost aia, din raliul pe zăpadă, cu multe schimbări pe aderență. Nu știu de ce mi-a plăcut mie chestia, că acum nu mai place așa tare. Atunci mi-a plăcut mie pe zăpadă și pe ghețuși, era mai idiot. Aveai alte experiențe, da, alte lucruri. Și anul ăla am încercat, cumva a fost și Pirelli Star Driver, încercau să selecteze un pilot pe care să-l ducă în mondial și am zis, bă, e o oportunitate, dar n-aveam experiență deloc cu... De-aia luasem, de-aia mergeam cu integrala ca lumea, că primul an nu se punea prea mult. Dar de asta, în momentul ăla simțeam, mamă, gata, merge, rupem, facem, deși că era prea devreme. Dar după aia nu mai încadram, că depășeam vârsta, era până în 27, plus că nu mai era programul, se termina. Și a spus, hai să mergem. Am mers în Austria, în Italia și în Croația la două raliuri, am avut niște rezultate bunice, având în vedere că era prima dată când ieșeam din țară și eram total pe din afară, că nu cunoști raliu. Fiecare raliu are particularitatea lui, tipul lui de traseu, nu are nicio legătură unul cu altul. Și în finala de la Freistadt, că era cu finală, Peter Solberg, Vatanen, nu, Tanaka a câștigat atunci, da, pe el l-au ales.
Dar mai era un pilot finlandez. Ia lua ceva să confirme, boss. Lui Tanak. Dacă mă întreb. Nu știu, când l-am văzut acolo. Acum am auzit de el. Știi ce zic? Știi ce zic? Că ai din 2009. Deci eu acum am auzit de el. Da, nu? Da. Voi care... Mai e cineva care a auzit de Tanak? Tanak. Față de anul ăsta? Eu nu am auzit de el. În sfârșit. Deci a luat ceva să da, confirme. Da, omul când a venit atunci era cu Marco Martin de mânuță. Cum ăsta e cu mine de mânuță și era cu Marco Martin. M-am întâlnit ăsta, frate, cu cine a venit. Da. Deci era așa, pum, subțire. De afară ăștia își dădeau cu părerea, aveau caițul. Ăla, da, n-are treabă. Ăla, a. Deci la Tanak au zis, erau scouteri, ca la fotbal, știi, vedeau ei. Știi că la Macadam avem frâne mai mici, discuri și etriere, mă rog, etriere, okay. Discuri mai mic pentru că trebuie să încapă roata pe 5. Corect, care e mai mică, da. Da, ok. Iar la asfalt 18. Da. Și există frâne, kitul care are frâne de asfalt, dar măcar s-au amândouă. Ăștia în nord nu prea au raliuri de asfalt și au kitul doar de Macadam. Aici la Freistadt era o zi asfalt, o zi Macadam și săracii au mers și la asfalt cu frânele mici. Și când era roata aia pe 18 cu și... disculețele alea, cum vezi acum, Logan, cu rost pe 17, știi? Da, da, da. Discul așa și da. Atâta. Și râdeam, a, zis și bătaie și au ăștia la asfalt. Pun 3 frâne și au rămas fără frâne. Ne-au nenorocit, așa cu frânuțele alea mici. Ne-au nenorocit la asfalt și aveai niște paliere unde veneai destul de tare. Deci, până la urmă, n-au cutat din asta. Ce frâne, mă, lasă-mă că merge oricum. Bun, și a fost dezastros acolo la modul că în ziua aia de finală, toate ghinioanele pe care nu le-am avut în anii trecuți s-au fost acolo. Acolo. Dar din alea, am dat într-o stâncă, pană, după aia s-a mai rămas suce, după aia am dat cu spatele, am făcut-o, nu-ți mai dai seama că e Mitsubishi, era în altă formă, n-avea nicio legătură cu Evo. În fine, s-au adunat toate acolo, am zis, bă, toate ghinioanele sunt aici, în Austria, peste noi, în fine. N-a fost să fie, oricum și dacă n-aveam ghinioanele, tot pe Tanak mergeau, garantat. Da, da. Nu era nicio șansă. Bă, da, am fost acolo în 3 și ne-a plăcut treaba asta și am înțeles și noi cam care e șmecheria. A urmat 2010 în care am fost vicecampion. În anul ăla 14-4. Cu abandonuri, cu nebunii, cu ce s-a întâmplat, s-a stricat un pic treaba și în campionatul național. Că vom merge și acolo, facem și campionatul, le facem pe toate. Da. E, n-am făcut niciuna, nici acolo, nici la noi. Dacă ne concentram doar la noi, poate era mai bine. Și mai merge și live-ul. Da, merge, merge. Și am ajuns în 2011, unde am câștigat 4 raliuri și am câștigat și campionatul. Deci a fost primul titlu. Cu motocicliștii la Sibiu, când ei se duceau la un suc pe șanta și noi, pau, direct frontal cu ei, nu știi? A fost și la Pro TV și cu Bugni și eu. Nu, nu mai așa. Și eu pe probă la raliuri și m-am trezit cu doi motocicliști, cu Caterin, brum, brum, ei vorbeau, știi, unul cu altul, nu se uitau, bă, vine nebun în față. Și când am tors pe vira, eu ce să mă opresc la 180 pe Macadam, bă, zice că sunt panicheri. Ești luat în plin? Pe unul doar, unul s-a apucat să dea. Ok. A văzut, i-a zis ăla, bă, vezi că vine trenul. La ce, mă, care, unde, și bau, și l-a luat direct. La cum l-a aruncat, cum a explodat motocicleta și cum a făcut mașina, a zis, mamă, deci nu are cum să mai rămână ăsta întreg. N-a avut nimic, frate, a aterizat așa cumva pe un deluleț. A avut noroc, da. L-a dezbrăcat repede ăla că luase foc echipamentul, dar niciun os, nici o zgârietoare, nimic. Și după tot să ne luăm bătaie, că bă, ce faci pe aici, ce mergi cu viteză, care e treaba, păi și te munci ca o stăm aici, că noi stăm la raliu. Ce raliu, domnule, ce căutați pe aici în pădure? Mă rog, îl știau, da, în fine. În sfârșit. Nasol. Da. Și multe mii de euro dauna, n-a suportat-o nimeni, punctele pierdute, la revedere, federația a zis, e un incident de cursă, bă, nu e chiar un incident de cursă, dă un colo de treabă. Anulează proba, nu putea să anuleze păi, proba. Era chiar ultima proba a raliului. Noi eram a doua mașină, Sabo, mai jos, pe șanta unde e nebunia aia cu picnicul, lumea și așa, s-a întâlnit cu unul care a plecat de la picnic, s-a plictisit, nu mai ce pe raliul, dar era în același sens cu el. Măcar așa. L-a depășit cumva pe șanț, la stop, bă, era unul, a trecut cu dar și nu știu. Și mai sus după aia n-a mai venit valică că s-a întâmplat treaba cu motocicletă. Eu scuză-mă că iarăși te întrerup, dar eu n-am înțeles niciodată. Dacă se întâmplă un accident ăsta pe probă, s-a răsturnat o mașină, s-a răsturnat un sugar, de exemplu. Da. Și nu mai pot să trec. Mai răsarnă, și eu nu mai pot să trec. Și eu nu mai pot să trec de el. Sau îmi pierd foarte mult timp ca să-l ocolez. Se dau timp forfetare. Da. Adică asta se întâmplă? La fiecare clasă se dă cel mai bun, cel mai slab, cel mai slab timp de la clasa respectivă. Așa ar vrea cel mai bun timp. Cel mai slab, da. Cel mai slab de la cel dacă de la grupa respectivă apuca să treacă cineva, timpul ăla, dacă e unul. Dacă sunt mai mulți, timpul cel mai slab. Și are. Și eu am o vorbă că mereu mă tot cert cu Danul meu, deși știu care e de tot, dar îmi place mie să-l stâcâi. Zic, bă, dar toți suntem acolo, plătim, da, cu drepturi egale. Să ne dăm că de aia suntem acolo, să ne dăm, da, plătim aceeași bani și primul și ultimul, mă rog, sau diferențe mici de că diferă clasa. Dar vreau să plătim toți o taxă, să găsim drumul liber și să ne bucurăm de libertatea lui, să ne facem treaba. Plătim, nu? Și e un bou în fața mea care îmi blochează drumul. Eu ce vine am, frate, că ăla a blocat drumul și eu din cauza lui primesc cel mai slab timp. Adică n-am ocazia să că poate scot mai bun de atât. Da. Da? Și el știi ce zice? Ordinea de start e în funcție de cât de bun ești. Ce cauți acolo? De ce nu ești mai în față? Ca să treci de ăla. Să... Nu mai era prost în fața ta, erai tu în fața lui dacă era mai bun decât el.
Da, da, am avut ghinion sau am avut pană, da, sau s-a întâmplat. Se întâmplă, da. Păi da, pentru că treaba asta cu bun sau rău nu ține neapărat de talent. Că dacă ai trei alivuri care ai abandonat din diverse motive, deși tu ești tanac, tot mai în spate e startul. Da. Că corect, are rezultate, nu contează corect talentul, știi, da, în funcție de ce puncte strângi. Da. În fine, și am terminat anul ăla după Sibiu. Deci al doilea an de Evo Schmecher. Evo 9, Forță. Al treilea, 90-11. Al treilea an, ok. 11, da. Și de seama, după Sibiu era pe la jumatea anului, jumatea sezonului, la Arad, după toate virajele, aveam impresia că vine cu tot motocicletă, da, nu, da, da, mai da, da, ce zic, da. Bă, n-o să mai, n-o să ți se mai întâmple niciodată chestia asta, a probabil fost, da, și va rămâne fără, da, n-am mai, sigur nu mai sunt, poate alții, eu nu. Bun, și am câștigat 4 raliuri anul ăla, chiar următoarea de la Arad etapa am câștigat-o și ne-am bucurat de titlul de campioni în 2011. Și anul următor s-a schimbat puțin toată treaba, că a apărut Evo 10, e început să R4, grupa aia care cumva însemna o vitaminizare a mașinilor de grupa N, să se ducă puțin către Super 2000. Tocmai început să Super 2000, uh-huh. Peugeot 207 avea uh-huh. Tempestini uh-huh. Marco. Tom. Avea Delcur, că venise Delcur. Ce căuta el? A venit să ne... A fost bine. Ne-a luat tot, dar a fost bine. Adică ne-a furat toți banii, dar tot am fost fericiți. Păi cum vine asta? Păi dacă el ne-a furat banii, ne-a făcut să fugim după el, să-i luăm banii. Corect. Că dacă nu venea acolo, noi ta, ta, ce ta, suntem noi aici, mergem, da, rupem și când mergem afară, puf, bă, noi unde suntem? Nicăieri. Așa l-a venit la 50 de ani. Și v-a arătat juca, că stați așa, că nu stați așa cu credeți voi. Și noi încercăm să tragem după el, mai mult sau mai puțin, ne mai rupeam gâtul, câteodată, da, în fine, trăgeam după el. Și a fost un an dezastros 2012 ăsta, la modul că a venit Delcur și ne-a cam luat tot, am terminat pe 2. Cu două victorii la începutul anului, dar uite, asta, că ajungem în situația lui. Nu era mașina mea, a fost ruperea care m-a făcut să fac pauza de 3 ani. Pentru că Evo nu era al meu. Și ca să am o parte din bani, așa cum trebuie să facă și el acum, să meargă cu o mașină care nu e al lui, ci a echipei, trebuie să vii cu niște bani. Și am venit cu banii din vânzarea mașinii respective, proiectura pe 3 ani. Nu m-am gândit, bă, anul ăsta vând mașina, dar anul ce dracu mai vând, știi? Corect. Și am vândut mașina, Evo 10, mamă, top, rupe, poate te-ai gândit, poate te-ai gândit, ai zis, bă, vând mașina, mă dau un an și iau sponsori. Că asta e o discuție păi, foarte importantă. Păi, erau deja, dar asta poate mai, nu știu, mai poate vin alții, da, sau poate dau mai mult, sau, na, spera, normal, că vreau mai bine. Da. Și anul am avut două victorii, Brașov și Timișoara, la raliul tot de casă, care nu mai e. Și după aia, la teste înainte de Bacău, pac, 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 am făcut o pachet. Bă, pachet la 140, vreo 7 tumbe din alea. Nu mai era nici el era scăpat, nu știu cum că de trebuie să strică primul. Ăla a fost întreg, frate, și oricum costă cărțe de bani. Da. Toată reparația, nu știu, vreo 30.000 și raliul de la Bacău era, de da, da, tot toată caroserie. N-am avut cu elemente de structură, cu cutii, cu motoare, adică dacă era așa era mai nasol, doar tăblărie. Dar tot s-au strâns mulți bani. Și următoarea etapă de la Bacău, care era peste, că era în weekendul ăsta testul și tot viitoare raliu. N-au avut când să o facă băieții. Și dacă venea cineva cu piesele și zicea, puf, poftiți tot, n-aveau când fizic timp să o repare. Da. Și mi-a dat Titi Evo 9-ul lui, l-am încropit repede pe ăla, am cheltuit mulți bani să-l și punem pe picioare, că el nu mai folosea și mi-a dat, ia mă, fă-ți treaba cu el, mi-l dai înapoi cum ți l-am dat. Îl pui la punct, dă-i pe ambreiaj, turbină, tarara, am mers și pe 6-7, i-am dat omul mașina înapoi, mai bine stăteam acasă. În fine, n-am făcut nimic. Și anul ăla, cum au zis și toți, am mers un pic cu frâna de mână trasă, din punct de vedere al riscului de a nu se mai întâmpla iar, pentru că nu erau bani, asta suma aia n-a acoperit-o nimeni, că nu era prevăzută. Asta este o mare problemă, nu știu, în România, din punctul meu de vedere, față de ce se întâmplă afară. Nu mă refer la VRC. Nu. Mă refer la ce se întâmplă, nu știu, în campionatul Germaniei, când toți au bugetele ăla, merge relaxat, da, mă, frate, dau 3 daune pe an, nu e problema mea, nu-s banii mei, nu, știi? Da. Și cum? Când mergi cu frâna de mână trasă, că știi că se întâmplă ceva, că te-ai aplânsul, că te-ai răsturnat, nu ai cum să mergi, dar, adică e imposibil. Va, hai cum să mergi, că ăsta a reușit și chiar și așa, nu știu ce, ia să nu-și mie rețeta, frate, că aș fi reușit să mergi. Păi e rețeta, ai vârstă. Da, exact. Nu poți să dea. Nu poți să dea, frate, n-are cum, asta cu vârsta e greu. Da. Empty head, heavy. Bun. Și a fost s-a pus a fost un an în care nu am mers, dar mai cu teamă ca să nu se mai întâmple iar. Am terminat pe 2, încă un an vicecampion. Anul următor hai, trebuia să vin cu niște bani. Păi n-am ce să mai vând, păi nu mai pot, pe aia nu mai mergem și diferența de bani cu care trebuia să vin s-au tăiat din etape. În loc să fac 8 etape, am făcut 6 sau 5, nu mai știu cât a fost. Zeta, ne mergând tot anul iar tot. Am terminat 6. Pe 4 parcă, anul ăla. Și gata. După aia proiectul, mai eram un an, al treilea, cu BCR Leasing, atunci eram cu Chele din echipă și așa, și s-a întrebat, al treilea, gata, la revedere. Și în momentul ăla am rămas, bă, hai să mă duc și la curse, păi fiul unde mi-ți și eu Evo 9? Zice, păi ai vândut, nu mai e, că așa, dacă, vorba unui prieten, a zis, dacă acum vine la tine un sponsor și zice, poftim 5.000 de euro, tu îi spui, ține acolo că n-am ce să fac cu ei. Deci efectiv, n-aveam, cu ce să da, mergi? Știu, cu 5.000 de euro ceva, păi da. Închirez o mașină, merg o etapă,
Și restul ce fac? Adică, dacă aveam eu mașina mea cu 5.000 de euro, poate mergeam 4 coaste. Până să rupeau, mai încropeam eu, că da, aveam ce să fac, acum nu aveam nimic, zero. Și am zis, bă, trebuie să o luăm de la zero. Și am luat-o de la zero. 2014 dezastru, 2015 dezastru, 2016 dezastru, aveam 2017, ne-am reactivat, deci 3 ani în care am încercat diferite proiecte. Cu Elveția, atunci când a fost cu MBT și a fost o etapă, am zis, hai că merge treaba, după aia n-am mai mers. În fine, am tot încercat. Am fost cu emisiunea la volan, am zis, bă, dacă tot e pauza asta, să o umplem cu ceva, a fost ok. Corect. Am văzut foarte multe locuri mișto, mi-a plăcut, dar nu eram natural, știi? Adică îmi plăcea, adică nu că nu eram natural, nu asta îmi doream, să zic așa. Dar a fost o umplutură, am zis, bă, să mai țin totuși numele cât de cât. Să mă știe lumea, e foarte important. Nu mai sta acolo, dar mai sunt pe la TV, mai te vede. E foarte important să te știe lumea și să rămâi acolo cu ei, știi? Cu speranța de a te reactiva la un moment dat înapoi. Lucru? Da. Care s-a și întâmplat. Chiar și producătorul Zereș zicea la un dat, bă, dar tu acum vrei să te dai la curs, te-ai apucat de curs, eu cu emisiunea aceea. Păi, dar bă, parcă nu știi de unde mai luat, deci nu știi că asta vreau. Da. Ai avut noroc că a durat atâta zime, zic că putea să fie mai repede și mă pierdai mai repede. Și după aia, când ne-am activat în 2017 cu un nou proiect despre care o să spunem mai multe imediat, am renunțat la emisiune pentru că nu, deja nu puteam să mai. Era prea imposibil. Mult și de acolo nu mai eram cu capul acolo, după aia eram cu capul partea altă. Făceai două lucruri greșite, amândouă, mai bine faci unul și bine. Și în 2017 am început un nou proiect cu DTO Rally Team, adică cu Cristi Dolofan, care este managerul Dolo Transolimp, cu foarte multe camioane negre cu DTO da, special pe la în Germania. Multe se plecate pe afară, că fac în comunitate, dar sunt și la Pitești. Da. Foarte pasionat de mașini, cu multe mașini puternice, personale da. În colecție, ca să zicem. Multe și grele. Da? Uite așa care treaba, i-am pus povestea, mă știa de pe acolo, că na, la Pitești. Pitești e lumea mică, exact. Ca să zic așa, e mică în București, dar la Pitești. I-a plăcut de mine, hai să încercăm, hai să te ajut, hai să luăm un ce luăm. Că variante, adică cumva a fost foarte încântat și dispus să pornim un proiect destul de... Și să încercați, amândoi, adică nu... Dar pe noi să-ți dea și logic, facem împreună o echipă, particip și tu, eu cer să te ajut, nu doar... E foarte important când pleci cu un om la drum și își asumă niște riscuri alături de tine. Da. Față de oamenii care vin și zic, asta facem, îți dau banii ăștia, astea trebuie să fie rezultatele. Exact, nu mă interesează circumstanțele și conjuncturile, știi? Și atunci e foarte important. Că n-a fost o relație de sportiv-sponsor. Bă, contract, nu te interesează ce fac, eu trebuie să vin cu asta, cu că... Mai mult de prietenie, bă, uite, hai să facem ce, deci mergem acolo, ne dăm cât costă. Avem, nu, mergem și acolo, n-avem. Adică, da. Așa, știi foarte bine că, în general, din motorsport nu se poate câștiga nimic. Adică să fii plătit. Da, Dana primește milioane. Poate. Adică, sunt niște variante. Prinzi niște sponsori generoși și le dai niște semițe, pe ca să zic așa. Adică nu-ți merge în fiecare an. Bă, cât te costă zonul ăsta? 400 de mii. Și pe tine costă, de fapt, 200 sau 100. Ok. Da? Hați, restul e parcat. Ok. Poate îl interesează pe ăla sau poate nu, da? Da. Poate la anul ce nu mai pot găsești pe altul și tot așa, adică nu e o chestie de termen lung. Zici că asta ar fi varianta în care să faci bani din curse. Păi dacă asta vrei. Depinde dacă vrei să faci bani din curse, să vii acasă cu bani. Uite, am fost la curse, am produs 2000. L-am țepui pe ăla exact. Că de fapt mă costă 5000, dar pe mine mi-am încropit. Situație. Nu puteam să fac așa, pentru că nu asta îmi doream. Îmi doream să fie un partener pe termen lung, să construim o echipă de prieteni, să ne simțim. Nu să ne dăm țepe, am pus 2000 de euro, 2000 de euro. Nu mă interesa asta. Bă, nu contează. Ne dăm la curse din bani de unde, pentru că și el prin cunoștințele lui a mai adus câțiva parteneri. Ușor ușor a crescut treaba foarte foarte bine tot și frumos, aici, da. Da, pe mai na, o să ia aminte mai. Sunt alt, na, umblă în alte cercuri, povestea. Și exact, contează foarte mult. Și am zis așa, uite, hai să nu luăm R5, că a apărut R5-ul. Hai să luăm R5. Febra, toată lumea nu mai știe nimic decât R5, da. E scump. E din prima. Dacă avem R5, vrem rezultate, toată lumea, bă, R5, trebuie să facem. Hai să luăm ușor un pic de la început, hai să luăm un Evo 9, că tot îl știu că am mers cu el și am ieșit campion. E mai ieftin. O luăm ușor, până îmi revin și eu, că după 3 ani toată lumea zicea, gata, bă, ăsta nu o să mai meargă, s-a terminat, asta 3 ani pe vară, la revedere. Hai să le și demonstrăm că nu e tocmai chiar așa, ușor, ușor. Am luat de la Botka din Ungaria o mașină foarte bine pregătită, destul de scumpuță în față de alte mașini din piață, dar măcar era top. Și am început să ne batem la clasa 3, e fosta grupa aia, iar nu mai era grupa aia, atunci era clasa 3, da. La alea aproape stoc, da. Okay. Cu ceva șanse la general dacă mai picau R5-urile, că realistic n-aveai cum să-i bați pe aia, da? Piloți egali, unul cu R5, unul cu Evo, nu aveai cum să-l bați, da?
mai făcea o pană, mai că așa, mai așa, da. Am reușit să câștig titlul la clasa 3, la general. Am reușit să câștig titlul la clasa 3 în anul respectiv, la grupa N, și am ieșit și pe 3 la general, între 4-5-uri. Că am mai abandonat odată, la odată n-am venit. Nu contează, ai fost acolo, important e să termin, exact. Vezi ce înseamnă maturitatea, maturitatea. Păi da, mă, dar au trecut ani peste tine. Exact, aia, da. Așa, bun. Și am terminat anul respectiv pe 3 la general. Pentru numerele de concurs pe mașină sunt în funcție de rezultatul de anul trecut. Okay. Eu fiind într-o pauză de 3 ani, n-aveam ce număr mai mic să-mi pun. Și mi-am pus, era cel mai mic liber, era 21. Alo Marco, bă, te dai, îți trebuie, numai că eu sunt cu 33, mi l-am luat turnul, ia altul pe ăsta. Că na, e altul, bine, 21, era cel mai mic. Anul următor am pus 3, că terminasem pe 3. Corect. Am început să ajung și eu, da, din nou între acolo unde mi-era locul, între cei mari. Am terminat pe 3, a Cristi, că trebuia să înceapă și el treaba, am mers cu un Logan. Îți dai seama, după toate mașinile alea nebune de sute de mii de cai, cum să dai cu Logan la cursă? Bă, frate, asta și eu m-a zis, frate, tu cum te-ai apucat? Cu Nova, cu alea, cu alea? Bă, dar mi-au plăcut pașii ăștia, ia să iau și eu așa ușor. Bă, puteți zic că eu mi-am R5. Da, știu, cum să spun eu, oamenii care se uită la noi și care nu știu și care n-au experimentat niciodată, și tu știi foarte bine și Cristi știe 100% că comentariile de pe margine întotdeauna sunt... Păi eu te bat cu Passatul break. Băi, fătăleule, dă-i gaz! Asta e pe margine. Era cu break-ul. Era da, Dacia break. Da. Eu cu break-ul meu, dacă venea, da, mă, îmi trăgeam, dacă nu, lati și cu break-ul, că break-ul e lung. În sfârșit. Și atunci oamenii... Ai venit o vizită acolo, ia uite. Mama, merge frumos. A, gata, poți să te duci numai de treabă acolo. Du-te liniștit. Ia uite, cine vine acolo. Du-te liniștit că... Da, vine la aer condiționat. Bun, da, și oamenii, cum să spun eu, blamează așa de pe margine, că totdeauna apare lent de pe margine, o chestie care și la off-road se întâmplă. Ce mie? Nu poți să mergi acolo pântuța aia, păi eu dacă eram. Păi stai mă, frate, că nu se vede pe cameră, frate, e altceva, în sfârșit. Cine a mers cu un Logan pregătit, poate a avut vreodată șansa să conducă un Logan pregătit de circuit, de macat, de ce vrei tu, eu garantez că 80%, nu 80%, 90% din aia de pe margine nu poate să meargă la capacitățile maxime ale Loganului. Normal. Nu poate să meargă. Loganul merge foarte tare. Foarte tare. Sau nu tare. Din prima, hai să nu sau din prima, da. Merge foarte tare, iar cum să spun eu, când te dai, eu m-am dat la autocross, da, pe macadam, aia e experiența mea de macadam. Da. Bă, frate, mergi cu 40 la oră, 50 la oră într-un Golf 3. Vai de capul lui, omorât de toată lumea. Bă, frate, când auzi pietrele alea pe dedesubt, patinează mașina, bă, ești în lumea ta acolo, e tare rău de tot, ești nebun. Este tare rău de tot, eu sunt la Pikes Peak tot timpul acolo, cu soarele sunt la Pikes Peak. Dar de asta zic, este foarte tare, este foarte important să ajungi acolo să te dai, pentru că de comentat toată lumea comentează de pe margine și e atât de simplu să stai cu părerea și cum la noi sport național. La noi este sport național, ca și la fotbal, ca și la... Noi ne pricepem la toate, și la politică, și la... Dacă apare acum coronavirus, da. Au mâncat aia pisici, bă. Noi am mâncat pisici, că aia sunt proști chinezii, adică, noi nu mâncăm pisici, noi n-avem nicio problemă, înțelegi? De pe canapea e cel mai simplu. Da, suntem specialiști la toate lucrurile astea și atunci există o ordine pe care eu vreau să le prezinți oamenilor, că dacă o aud din gura mea, ce până la mea știi fraierul ăla, știi? Dar tu poți să le spui că există o ordine de învățare a mașinilor astea, pentru că ai faci o școală de pilotaj, exact, despre care trebuie să vorbim. Bun, hai să terminăm cu anii ăștia. Hai să terminăm cu anii. Repede în 2020, da, mai puțin. Da. Și în primul an a mers Cristi cu Loganul, a avut evenimente de tot felul, i-a plăcut, a înțeles. Chiar îmi zicea, a mers cu un copilot foarte experimentat de la noi de la Pitești, Mihai Sandu, și i-a spus lui Mihai Sandu pe Baba Arunca, proba specială de la Brașov, celebră, cheia, da, acele cheia. Da. A zis, Mihaiță, n-am mers în viața mea atât de tare. Băi, eu și mersese cu un Logan, nu mersese la maximul lui, dar atât cu pietre, cu interior, cu derapaje, cu ce dracu era pe acolo, i s-a părut atât de tare și, într-adevăr, era cu sunt alte senzații. Chiar e tare, nu e, adică nu e gen că ți se pare, chiar e tare, frate, adică nu e la mișto. Și a înțeles care e treaba, toată lumea l-a apreciat că, deși are mașini puternice, a putut să meargă cu mașini. Asta sunt regulile, în primul rând că sunt debutant, trebuie să merg cu mașina mică, n-am voie cu altceva deocamdată. A terminat debutanția, după aia a preluat Mitsubishi-ul care am mers eu, că era, bine, un pic cam mare pasul, dar... Asta e, ce să mai faci? El n-a venit acolo cu gândul pe care avem noi, să facă performanță și să ajungă tana. Corect. Să îi place, să se simtă bine, să fie în adusărea și să se bucure de niște mașini puternice cât mai repede, nu așa aici de ani. Băi, da? E mișto la cursă. E foarte mișto la cursă, atmosfera cu toată lumea, cu seara, cu distracție, cu Caterinca, cu glume, cu, adică chiar e mișto la cursă, dacă îți permiți să te duci să te dai. E o viață foarte mișto, adică nu se pune problema, nu trebuie să
țelul tău să fie să fii campion. Țelul tău este să fii acolo. Exact. Și a făcut pasul către mașina integrală, a început să se simtă și el mult mai bine cu ea, pentru că făcea mai multe și l-a ajutat mult mai mult. Pentru mine am cumpărat o Skoda Fabia R5. A fost un an de tranziție, pentru că trebuia să ajungem să fim susținuți de Citroen? Da, Peugeot Citroen, importatorul Transmotors în România. Și nu era gata C3-ul atunci. 208 încă scârția nu era foarte ok și am zis, hai să nu încercăm. Să nu fim noi pionierii. Hai să mai lăsăm oameni. Hai să luăm un R5 de top care, na, ce zice lumea și ce rezultate sunt? E cel mai bun, cel mai ușor de acomodat cu Skoda fiind. Și să se și vândă repede după aia, pentru că asta era ideea, era doar una. Adică nu o luăm să stăm după aia să ne chinuim, să o vindem, oricum ne facem treaba cu ea și așa s-a și întâmplat. Mi-am făcut treaba cu ea, m-am acomodat repede, am ieșit vicecampion după Simone și am vândut-o după aia. Și a venit în sfârșit proiectul pe care l-așteptam de mult, noul C3. Cristi și-a luat un 208 R5 pentru că era o mașină nouă de expoziție pe Champs-Élysées în showroom și au zis, bă, dacă voi în România sunteți acolo și așa, importatul, hai că vă facem un preț bun, e în familie, pe jos Citroen, unul cu aia, una cu unul cu aia, poate luat. Chiar dacă nu era top, nu trebuia lui. Nu contează, da. Top. Da. Dar mașina arată într-un mare F, 208 ăla, e cel mai frumos R5, deci vorbim doar de aspect acum, este nu foarte, de performanță. Da? Pentru că e depășit, e din 2014, nu l-am mai dezvoltat, suntem în 2020, normal că nu ține pasul cu tehnologia de azi. E tot un R5 până la urmă, e tot acolo, dar mai sunt chichițe mici pe care le tot descoperă ăștia și contează foarte mult. Și dacă a rămas acolo, nu l-am mai dezvoltat pentru că a făcut R5-ul pe Citroenul C3 R5, a rămas în urmă. Dar din punct de vedere al imaginii și ansamblu, în general, eu cu el, cu două R5-uri, C3 și 208 și Cărăgui, noul venit în echipă, fostul Ion Moș, dacă ți-mi minte că pe capotă la Skoda scria notă, ce Ion Moș ăsta, ce Ion Moș ăsta, acum se cheamă Imbold. Da, e o altă firmă pe care o promovează. Este și el pilot în echipă cu noi. Merge cu un 208 R2, deci la două roți motrice. Și progresează foarte mult, își dorește să se bată cu toată, deși e tot așa cumva ca și Cristi. La început, dar e perseverent și chiar îi place să se ia de gât cu lupii tineri, pentru că așa cum e asta, mai sunt niște lupii tineri și pe la clasa aia. Stai să. Ca peste tot, niște amici din spate ne dau la parte și ne e chiar așa. Și echipa asta a pornit cu mine și cu Cristi, după care a venit Timisic, a venit prietenul nostru de la Piteș, Bogdan Năstase. Ne-am încropit ușor așa într-o grupare, n-a fost o echipă, a fost o grupare de prieteni și la un moment dat am zis, bă, dar cine a venit cu ideea de fapt? Bogdan Cuzma, frate. Da, ok. Că el vrea să facă și el niște etape de la lui și a zis, bă, dar nu facem și noi o echipă? Că sunt pe aia pe acolo, a zis că și noi, bate mai, stai și noi pe acolo, da, e mai interesantă treaba. El ne-a dat ideea, n-a mai venit până la urmă în echipă cu noi, că nu s-a mai dat, a rămas cu Coasta, că s-a încesat pe Coasta, în fine. Și am făcut echipa asta, ne-am înscris ca și echipă și am ajuns în 2018-2019 să fim 5 mașini. A fost și Ramona Rusu cu noi un an la debutanți, după aia când Cristi era la Rally 2, era cumva, aparținea de noi, dar nu era în echipă, că el era un alt campion acum a revenit la Rally 2. Și după aia a trecut el la Rally 1 cu mașina cu care a mers Eugen Cărăgui, că el a început cu Sandero. I-a dat lui Sandero și a trecut pe 208R2 și acum anul ăsta ne-a scăpat urma, ce să facem. El și cu Năstase au câștigat la Cupa Dacia locul 1 și ăla la grupa H, fosta grupa H clasa 11 și noi ceilalți mai amărâți doar cu locul 2 ne-am mulțumit. Adică eu la general și la echipe vicecampion. E greu, cu Napoca a fost greu, știm foarte bine ce investiții și ce experiența au, de când sunt și ce... Pentru că sunt la VRC, merg, au foarte mulți kilometri, Simone e... Experiența, da, kilometri, contează. E cum m-aș bate eu cu el acum. Merge, mă mai ciupește din când în când, dar ce background am eu și experiența am, deocamdată el nu visează acolo. Așa și eu, dar un pic alt nivel față de VRC. Adică ce se întâmplă la noi e un nivel, ce se întâmplă la VRC e cu totul altceva. Dar ne-am bucurat că suntem acolo și că, uite, mai ciupim, mai reușim să mai câștigăm o etapă, mai facem. Și anul ăsta sperăm să fie mai bine. La top, adică. Da. Păi, că și anul trecut ați vrut să vă bateți la top, nu cred că considerăm ați avut că, în gând să ieșiți pe 2. Ești acolo în top în primele 3-4 locuri, că până la urmă sunt 4 piloți, Gârtofan, Marișca, da, Simone, toți sunt acolo. Nu pot câștiga campionatul toți 4. Clar. Trebuie să câștige doar unul. Dar înseamnă că toți ceilalți 3 sunt proști. Nu. Că sunt acolo, da. Ai un an mai bun, mai prost, ești mai fort, mai mână, mai puțin. Ai noroc, ai ghinion. Da, toate fac parte. Care, adică am discutat la început că nu totul ține de talentul pilotului. Pilot cu pilot, cum te înțelegi cu el, după aia mașina, cum e pregătită, ce vibe au mecanicii. Da, țin cu tine, merg și ei, poate sunt, hai, lasă-mă cu ăsta. Nu e o atmosferă bună nici cu ei, adică contează foarte mult tot vibe-ul și cum merge pregătirea și... Spune-mi o chestie, că mă contrazic cu lumea. Yeah.
piloții trebuie să știe mecanică, să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Adică eu le spun așa, că dacă tu înțelegi ce se întâmplă, adică îl bagi în viteză, cum intră, ce face, unde se duce, roata, unde calcă, o simți tot timpul, știi fizic ce se întâmplă, poți deveni mai rapid. Dacă nu știi și doar conduci că simți, nu vreau să zic, dar avem personaje care s-au dat și la VTM și la raliuri, care n-aveau nicio treabă cu mecanica, nicio treabă, dar ei erau buni, că simțeau mașina, aveau un feeling al lor, știi, dar nu erau atât de buni. Din păcate, la raliu sunt foarte multe momente neprevăzute. În afara faptului că tu în permanență trebuie să simți, trebuie să fii un mecanic foarte bun, dar nu să-ți repari tu singur mașina între curse. Corect. Se întâmplă și asta, dacă ești extrem de pasionat, n-ai alt job și cumva vrei să mai reduci din costuri, să pui și tu mâna la treabă. Asta, da. Da, foarte ok. Dar în afară de asta, trebuie să știi în permanență, odată să vezi ce se întâmplă cu mașina, să știi ce se întâmplă cu ea din punct de vedere al pregătirii, să simți foarte bine ce se întâmplă cu ea în timpul cursei și dacă apar probleme, că tot apar probleme, nu există să n-apară, da, să știi de unde sunt și să minimalizezi pagubele. Pentru că dacă s-a rupt ceva și tu nu știi că s-a rupt aia și tot insiști, să rupe încă una și se rup daună mare. Poți să ajungi fie la o daună mai mare financiară sau să strici raliul. Da. Dacă știi să salvezi și să gestionezi situația în așa fel încât termin proba cu problema aia minimă, te oprești după aia pe sectorul de legătură, că ai niște timp, repari cu ceilalți de mână, pentru că n-ai voie cu ajutor extern de niciun fel. Poate ai la tine piesa respectivă, mai pleci cu un braț, cu o bucșă, cu ceva după tine. Sau schimbi roata. Dau un exemplu. Ai mers, nu știu, s-a rupt janta, de exemplu, ai dat într-o bucată, s-a rupt janta, mergi în trei roți. Poate ai strâmbat un braț și roata așa, mergi, termini proba, după aia schimbi brațul că l-ai cu tine și ai cușcurile respective, te să te pricepi și să-și meargă repede, că n-ai timp cât vrei tu la dispoziție. Și nu mai pierzi atât de mult timp pe următoarele probe până ajungi în parcul de serviciu. Odată ajungi în parcul de serviciu, teoretic băieții repară tot. Ar trebui să se rezolve orice. Tu trebuie să faci cumva să ajungi acolo. Asta este scopul tău. Să nu te oprești, să faci mașina să o repare atât cât poți tu cu ce la dispoziție și să ajungi până în parcul de serviciu. Acolo e un fel de piua, știi? E băgat. Da. Bă, nu. N-ai cum, pilot fiind, exact ce vorbeam în mașină, n-ai cum să ai atât de multe lucruri pe cap. Păi, da. Pentru că tu trebuie să te concentrezi acolo, la condusul tău, dacă nu, stai că, mamă, ajung, trebuie să schimb aia, stai că, aoleu, n-am strâns șurub, adică, nu, sau, uite, trebuie să fiu un pic relaxat. S-a întâmplat. În 2010, la Iași, bine, eu sunt foarte maniac pe zgomot în general la mașină. Mă, și un plăsticuț, dacă începe să facă țărț, începe bam, bam, dau cu pământ, s-așează, bă, să știi că taci. Totu-mă, ce dai mânia, ce-i cu ea, nici o bați. Cum dă-n el. Dau, bă, s-așează acolo, am eu în capul meu niște... Are mereu bandă de aia cu burețele la el. Dureți, pac. Cu aia, pe direct, ne oprim la acolo. Desface, pune burete, gata, l-a pus înapoi și am plecat. Nu există. Da, rampa al meu copilul, băi, așa mi-ar putea să fiu și eu că, dar nu pot, frate. Deci eu aud tot și când dorm, aud o muscă, mă trezesc, unde e muscă, deci nu pot, dar vreau să n-aud nimic, da. N-ai nicio treabă. Și zic, ia, stă pe panou și scârțe-a, dar în capul lui, știi, eu l-aud din stânga. Nu mai stai și tu cu piciorul acolo, vezi că zdrângănela, scârțe-ela. Ha, mă, iar ce cu are tare. S-aude un zdrângănit, auzi? Dă muzica mai tare, nu se mai aude. Ți-ar musca. Dacă vorbim de copilot, cât de important este, foarte important și cum ajungi să-l alegi, că uite, oamenii se întreabă, bă, dar ăla stă, mă, ăla nu vrea să conducă și el? De ce nu vreau să fie și el pilot să se dea? Eu nu știu ce citește acolo care... Mai sunt unii care vor să dea și aia nu-s copilot bun. Dar asta mai lasă-mă doar să gândesc că vreau să termin cu zgomotul, eram la Iași acolo și am auzit pe frână de motor, la Evo, s-auzeam un pic... Acceleram, normal, pe aia, zic, bă, Dane, nu e sunetul ăsta, nu e. Ce sunet? Asta te-l ascultat, n-am auzit nimic, bineînțeles? N-are mă nimic de nimeni. Oricum erau mulțime de sunete, craboze, nu mai fluiera tot, nu auzea. Și sunt pe mecanic, bă, vezi că s-aude la pe spate, cred că e problemă cu diferențialul, cu grupul. Bine un coroană, știi? Da, nu mai spune, că îl schimbăm. Hai să-l schimbăm, vine un serviciu până aici, ajunge și schimbăm. N-aveam. S-a dus la Vărunicu, mecanicul lui Marișca. Dă-ne diferențialul, nu știu, stai sună-l pe ăla, ăla era sărit pe niște copaci, n-avea semnal. Vărule, dă-ne încoace că ne înțelegem noi după aia cu el, dă-ne încoace că ne trebuie. A venit până la urmă, l-a schimbat, noi am plecat mai departe pe probe, când l-a desfăcut, dinții de la coroană, jumate din ei, erau fisurați aproape până la bază. Și se crăcăna un pic, știi, și de acolo apărea fluierătura și a zis, următorul star pe care îl luai, deci dacă nu l auzeam și nu îl schimbam, că puteam să-l aud, dar n-aveam ce să schimbăm sau așa, la următoarea probă, la start, bang, s-a rupt ceva, gata. S-a terminat. Adică e foarte important momentul în care auzi, știi să gestionezi și după aia și ai ce să faci. Că dacă n-ai bani și n-ai diferența de rezervă, corect, degeaba auzi toate sunetele. Corect. Iar copilotul în cazul ăsta n-ar fi așteptat la nimic, pentru că el n-a auzit niciun zgobot, era la numea lui. Deci nu e bun, la treaba mea. Stă aiba acasă, nu mai vezi. Așa? Și sunt unii piloți, că acum spun, sunt unii copiloți care vin în dreapta doar pentru că nu-și permit să stea la volan. Okay. Și să satisfac totuși cu posibilitatea și cu plăcerea de a fi într-o mașină de curse, chiar dacă nu acolo unde își doresc, ci în dreapta.
să vadă care e treaba, să mai prindă un pic de experiență și cu gândul că la un moment dat vor ajunge și ei să facă treaba aia, în timpul în care sunt copilul, pentru că au niște joburi foarte clare. Să stea cu carnetul de bord cu timpii de etapă, acolo e foarte complicat. Da, eu n-am înțeles niciodată, nu știu, mi se par copiloți niște roboți pentru mine. Roadbook-ul știi, da? Îți spune pe unde să mergi, acolo era timpul. Și caietul de dictare. Aia, caietul, asta cu roadbook am înțeles tot. Tu faci o recunoaștere înainte și îți spune lui să mergi. Dreptate. Eu mă la ăștia la roadbook-ul spune să pe unde să mergi inclusiv pe sectorul de legătură. Da, mă, lasă, nu, eu vorbesc de dictare pe care o faci tu. De o mai eu pe la ăștia pe la filmulețe și ăla îi zice 2 și el în 3. De ce? Păi nu, este gradul de dificultate. Bine, la Logan nu treapta de dificultate. La Logan merge. La Logan pușcă. Ce pușcă? Bujia? Nu, pușcă. Nu mai arde leneasca asta. Pușcă înseamnă că meci, da? Da, da, deci pot, pot deci e gradul de dificultate ce dictează oamenii acolo. Începe de la 1 până la 6. 1 este un act de păr la 180 grade. 2 un fel de 90 de grade. Intri într-o intersecție în T, de exemplu. Da? Și faci dreapta 2. Ăla e un 2. După aia 3 mai deschis 4, 5, 6 când e aproape de. Acum fiecare are limbajul lui. Corect. Copilotul trebuie să înțeleagă ce vrea ăla și cum vede. Da? Pentru că practic copilotul este un reportofon. Tu spui, ăla te înregistrează și după care îți reproduce ce zice. Dacă tu îi spui 4 și nu era 4, el zice după aia 4. Bă, așa mai zici, frate. Dacă e treaba serioasă între ei, așa cum e și la mine, eu mă dau cu Dan de când m-am apucat, numai cu el am mers. E foarte greu important. Găsești echipaj atât de longevivă. Eu dacă îți mai adormi la un dat și zic așa în scârbă 3, deși nu e 3, dar zic să scap de viraj, că așa mai face și ăsta. Las că vedem noi după aia, scrie acolo 3, că vedem noi după aia în cursă. Nu mai vezi după aia în cursă, că în vitare, că la recunoaște vezi cu 60. Nu mai vezi. Și ăla dacă mă vede că așa zice, bă, vezi că nu-i 3, e 3-4, adică e un fine tune, e între 3 și 4. Gata a fost, dacă zici tu, adică omul nu zice să mă încurce, că dai cu mine mașină să ne ajutăm, că e pe mâna lui, adică dacă el zice ceva, se duce și el. Și contează foarte mult chestia asta, dar unii copiloți care n-au treabă neapărat cu copilotajul, dar o pot face, mai bine sau mai rău, dar ei sunt cu gândul, mamă, ce-a făcut ăla aici, că eram eu, le deam a patra, aici, uite, prostul a pus frână, știi? Analizează pilotajul, în loc să-și vadă de treaba lor, e greu să faci, e greu și să ții treaba ta de copilot, dar apoi să mai și vezi ce face ăla și eventual să-și ajungi, pentru că și eu am mai mers cu el, am mai mers cu Octit Târnovean în calitate de copilot, cu Logan ce-i drept, mai pentru Corazon a fost bine, că mori, dacă ești pilot, stai în dreapta, nu există, ți-a terminat. Da, cu Logan m-am bucurat, Harry, dacă era numai urcare, aveam o singură problemă în covorul și acolo îl țineam eu de frână, mai ușor. În rest, la urcare cu Loganul blană, când era problemă. Asta cu copilotul și cu ținutul din frâu, știu că este foarte important ca cel care este în dreapta ta să te vadă în timpul cursii. Să vadă, dacă calușul e prea tare, să-ți dicteze mai încet, după aia să-ți dea mai tare, mai nu știu ce, adică el e și un manager al echipei acolo în timpul cursei. Și eu am încercat din punct de vedere al copilotului, eu fiind copilot, să-l ajut și pe azi. Vezi că aici mergea așa, atacă mai așa, virează mai mult, dar nu aveam când să spun atât de aia. Pierdeam, nu mai știam unde am dictat după aia. Hai că virajul ăsta l-am trecut, dă-i următorul. Pe zic, dar dacă zic asta, nu-ți mai zic aia. Așa și cu el, pentru că am fost la Winter Rally acum 2 săptămâni. Și am mers combinat, mergeam eu cu el în dreapta și după aia am mers. Am vrut cumva să scap după aia, să nu mai merg cu el în dreapta. Așa se zise inițial, știi că mergem, dar hai că vedem noi cum o trecem. Mai era o Robert Fus pe acolo, copilotul Cărăgui, hai că o trecem cumva. Eu mă fac că mă îmbăt, deși eu nu beau niciodată și nu mai pot să mă trezesc și să duce ăsta cu altcineva. Să scap de stres. A plecat toată lumea și n-a rămas decât el. Era 6 dimineața. Ăștia se îmbătaseră tot seara. Era dimineața la ora 6, în condiții în care s-au culcat, să mă dau la 4, la 3. Cine s-a trezit la ora aia? Asta eu e. Oamenii trebuie să înțeleagă că cam asta e viața pe la raliuri, adică să nu credeți că oamenii sunt, se duc la 8 și fac flotări și nu e cazul, dar e ok. El și ea a fost, l-am pus în dreapta și ea... Și ține-te, tăticule! Am fost două probe, da. Ți-a fost frică? Băi, cam da. Da, știu că... senzația, frate. Nu, știu că omul... Adică știam din filmări și din exterior cam. Să zic așa, care sunt punctele lui foarte slabe, adică unde e nebun și de ce greșește, că fiecare pilot greșește. Nu există un pilot perfect. Toți fac greșeli. Ăla care face mai puține câștigă. Dar de nu suntem roboți. Nici Tanak. Și Tanak greșește. Dar greșește puțin mai puțin decât Tanak. Ce până la urmă, că de-abia a apărut așa pe el și ține pe el. Tot îmi zici de... Nu știu, zici tu de ogier, de alți băieți mai grei. Hai să zic, să vezi ce înseamnă oameni de marketing și care stau în spate la calculator când tu ești pe probe și dai la echipe mari. El este Ott Tanak, da? Și în Mexic s-a răsturnat într-un lac de acumulare. Ok. Da? A intrat cu mașina acolo, ăștia n-au știut, au pierdut conexiunea cu el, mai avea antenă, stații, GPS-uri, telefon, nu știa nimic de el. Mașina nu o vedea. Ceilalți concurenți nu-l vedeau, ei au ieșit de acolo, i-au împăturit aia decât să-l rocească, dar au ieșit și ei în drum să zică, bă, noi suntem ok, știi, suntem aici. Ok, ei au cumva, nu mai era în apă, să-i vadă fizic, măcar. A doua zi a uscat copilotul fiecare foaie. Stai așa.
Și, adică, au scos mașina din apă după 9 ore, nu o găseau, s-a dus până pe fund cu scafandri, au găsit-o, au scos-o de acolo, au adus-o în parcul de servici și regulile zic că dacă vrei să revii în Super Rally a doua zi, adică să continui cu niște penalizări de minute, ai ținut spăție 3 ore să o repari. Dai tu la kilometru când vrei, au pus mașina acolo, hai mă să-ți pregătiți, luăm startul, gata, tu, 3 ore și au început, un nou mecanic. Au dat jos, au schimbat cutii, au instalații electrice, au suflat, au curățat. Mașina scufundată. Da, stată 9 ore în apă. Ăla și-a uscat pagine toată noaptea, tâc, 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 că a recuperat și el caietul de acolo. Că mai avea nevoie de la doua zi, știi, că mai avea să mai corect, că era dictare de unde altul. Bă, și-au pornit aia mașina, a mers, dar bine, a doua zi, ba să oprea, bă, zicea că apa aia 9 ore, nu puteai tu să scapi de ea în 3 ore, gata, mă, nu mai are nimic, e nou. Da, și a pornit mașina. Și la sosirea raliului, că au terminat cursa, i-au dat niște ochelari din aia de scafandul ăsta. Când te duci să te scufunzi tu așa la aia, așa cu o țevușcă din aia, și erau ei la sosire. Dar până acolo au dat niște comunicate și așa și au zis cum crezi că l-au poreclit, cum i-au zis? Titanac. Titanac, da. De la Titanic, da, da, da. Titanac. Da, da. Adică, bă, că au prins, da, gata, da, mă, dată în apă, s-a scos, Titanac. Au oameni, echipă acolo, bă, fac deci, treabă, postează, mie mi-a trebuit o fabrică de zahăr. Da, sugar. Sau ceva cu copii, sugar. Mm. Ceva de da, sugar. O creșă. Faci reclame la astea de maternități. Philips, mă, Philips, mame. E cu Avent cu astea pentru. Da, 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 da. Nu? Biberoane, ții el pe Philips, sponsor. Da. Mă rog, și să revenim la Covazna. Da. Cum a fost? Așa, și am văzut punctele, adică punctele la modul greșelii pe care, da, le face. Okay. Știam că îi se taie, că la un moment dat nu prea mai auzi ce se întâmplă. Unii piloti intră așa într-o zonă state care n-au, mind, nu, da, știi? Bă, stânga 2. El e blană. Bă, e 2, adică ești cu a 5, vezi că ne ducem, dacă e 2, știi? Vino cu a 2, cu a 3, e 2. Și încercam, vezi că ataci prea târziu, bagă-te mai devreme, vezi că vine 2, frânează și tu odată, că suntem pe cuiele alea, dar totuși, n-au aderență infinită, cum ți s-a părut atunci când ai venit prima dată, că alea, cu anvelopele cuie, sunt mai tari câteodată și decât slicurile, ai impresia că sunt. Cred, da, pe zăpadă. Da, pe gheață și pe zăpadă. Nu-ți poți imagina. Da, e... da, da, și am mers prima dată când a văzut el chestia asta la Sibiu, în groapă acolo, la slalom paralel, în dreapta. Și a văzut că totul nu mai părea că nu mai blană, știi? Și când s-a urcat la volan, la fel, totul a luat-o pe dealul, ce fără? Păi am văzut la tine că e nu mai blană, păi nu e chiar nu mai blană, adică... E, dar, am văzut că e număr, limit neimitat, da. Nu e chiar așa, adică mai trebuie să mai umpli pe acolo un pic, mai pui un pic de frână, nu multă, dar mai pui. În fine, și din dreapta, bine, și când stai în dreapta ca și pilot, totul e la alt nivel, adică vine virajul, ăla nu frânează și tu zici, gata mă, dacă nu frânează, dacă n-a frânat acum, ne mai oprim. Dar dacă tu ai fi la volan, ai mai stat 5-10 metri până ai frânat, știi? Dar de dreapta zici, gata, ăsta e ultimul viraj. Da, mă, da, da. El. Următor, mamă, gata, ăsta e ultimul, am trecut de ăsta, adică tu crezi că ultimul viraj, fiecare viraj e ultimul. Și sper că a înțeles, i-am zis pe acolo, vezi că nu face aia bine, aia, acum el le bagă în cap informațiile, dacă intră pe urechi și iese pe alta, eu n-am ce să fac, asta îmi spun. Și la... aveam vată. Bine, aveam vată. Așa? Asta le spun și la cursurile de pilotaj, pentru că am foarte mulți care vin și eu zic, bă, deci, cel mai important lucru considerat de mine la școala mea de pilotaj, sunt mai multe școli, da? Este, și asta a fost dorința mea și la defensiv, să fiu eu personal alături de respectivul cursant, dacă e pilotaj, că se face individual, sau grupa respectivă de defensiv. Alții, Titi Aur, da? Nu reușește să facă treaba asta, pentru că deja vorbim de alt nivel. Corect. E o industrie, nu poate să vină omul ăla, el e patron acum, să zic așa. Are treabă cu contracte, da, se duce, vorbește, se semnează, proiect de lege acum cu Senatul, să fie obligatoriu pentru asta. Adică are niște trainer care se ocupă, sunt angajați și se ocupă de chestia asta. Eu n-am ajuns încă la nivelul ăla, nu sunt atât de sus și nici nu vreau să ajung, pentru că vreau cumva să am posibilitatea asta să-mi permită timpul, atât cât să poate, acolo, să fiu da. Acolo. Mai am și raliuri, mai trebuie să stau și cu copilul, mai trebuie să fac și aia, mai trebuie să... Adică vreau să le îmbin pe toate, nu să mă axez doar pe o chestie top și restul zero, vreau să le îmbin cumva pe toate, să fac un echilibru. Și am zis că e foarte important să fiu acolo, pentru că dacă eu sunt cu omul la mașină, îi transmit instant tot ce e de transmis. E altceva... Când ești tu acolo. Experiența mea. Da, și le spun, băi, crede-mă, cu mâna pe mine, le spun tot, deci n-am niciun secret. Le spun tot ce am învățat eu la școlile la care am fost eu. Dacă oamenii sunt capabili, ascultă informația, o memorează, da? Dacă uită și o ignoră, e treaba lor, băi, eu le-am spus-o. Dar după aia sus și până în aplicare nu e chiar de ușor. Da, adică au auzit, gata, mă, fac și eu, uite, sau merg cu mine, merg eu la volan și stau în dreapta. Mă văd pe mine, zic, hai, gata, că pot și eu acum. Știi că pare, am văzut ce a făcut, fac și eu. Știi cum e asta? Mă duceam la meditații. La meditații și făceam tot exercițiile, țiplă! Făceam 3 zile pauză, mă apucam de ele, nu mai știam să fac nimic. Așa e și asta. Deci, na, dacă nu faci și nu exersezi și nu perseverezi acolo... Repetiție, mama? Da, da. E greu, e greu să... Zic cu școala de pilotaj.
ce fac oamenii la tine? Băi, vin și uite, anul ăsta chiar... Cât costă? Asta e prima întrebare. Băi, sunt mai multe, deci scrie acolo, toată lumea se uită pe site, dar le Elene să ajungă până mai jos unde... Nu citește nimeni niciodată. Bă, dar te-ai uitat pe site, da, păi și n-ai văzut, n-am... Mamă, și scrie mare, frate, adică n-ai cum să-l vezi. Da. Și jos scrie mare, frate. Dar nimeni n-ajunge acolo. Nu le merge scrollul, mă, frate, e stricat scrollul. Știu foarte. E mai simplu să le spun două trei cuvinte, dar le spun în mare așa. Nu vreau să fiu nici aici, că poți să zic: "Du-te, bă, citește pe site, lasă-mă în pace." Știi, nu vreau să fiu rău. Dar le zic totuși: "Uite asta, dar uite-te totuși și pe site, că ai mai multe informații." De exemplu, e un calup atât de mare la liniuță cu tot ce dictare, virare, cum sunt contrabracare, nu știu ce să spun. Uite-te acolo ca să vezi cam ce facem la curs și dacă mai ai după întrebări, sau mai bine sună, mă, că e mai simplu să scriem și așa, mă sun și vorbim. Deci, basic-ul, să zic așa, este 5.000 de lei, adică fost 1.000 de euro, că de acolo am pornit 1.000 de euro, 4.500, asta, după aia... Asta este partea de pilotaj, adică în care eu vin ca să mă fac pilot de raliu sau de VTM. Am nevoie de o diplomă? Nu diplomă, de o adeverință, ca să-ți poți lua licența. Okay. Pentru că federația zice, ca să-ți poți obține licența de pilot sau de școală, trebuie să faci o școală agreată. Și lista e asta, sunt 10 școli. Bun, tu faci școala respectivă, primești adeverința aia și în baza ei te afiliezi la un club sportiv, ca așa zice regulamentul. Și clubul sportiv în numele tău după aia solicită licență și așa mai departe. Aparții de organizație. Acolo e separat, da. Echipamentul. Echipamentul tău, cască, combinezon, toate cele sunt separate. Iar partea e în felul următor. S-a terminat? Dă-i share to story. Lasă că-i de bani. Da, așa. De ce? Are limită? O oră, da. A, da? Stai așa cât vrei. Ce faci, bunule? Stai 4 ore pe live. Consumi internet. Da. Bun, deci costă 5.000 de lei partea asta în care înveți... Ea se parte în două zone. Asfalt sau macadam. Ok. Sau și. Ok. Deci, teoretic, pachetul ăsta de 5.000 este unul dintre ele. Ți alegi? Da. Sau le vrei pe amândouă, dar e dublu. Ok. Da? Bun. Da. Pentru că ce se întâmplă? Zic unii, eu vreau să fac școala, dar pe mine nu mă interesează macadam, eu vreau la costă. Mă duc la VTM, corect, unde e numai asfalt. Mergem la asfalt. Altul zice, bă, nu mă interesează asfaltul, eu vreau macadam, că îmi place mie. La asfalt mă descurc. Sau simt eu mașina mai bine și vreau să învăț acolo. Deși m-ar interesa și asfaltul, dar la fel, pe ăla vreau macadam. Sau după aia, în timpul cursului, zice, gata, vreau și aia. Depinde de fiecare. Unii au venit acolo cu gândul că vin doar de distracție și după aceea și-au dat seama că au talent și se poate face ceva și s-au apucat de curse. Alții au zis, vin, fac drag și de la prima tură, chiar de acolo Autocurs Arena, vorbeam cu cineva acum, am avut un cursant care de la prima tură până la ultima tură a fost totul identic. Bă, nici măcar o creștere de 1% de ritm. N-a vrut nu. Doi mai tare, fă-i așa, zice că e un perete între noi. Eu vorbeam, eu n-auzeam nimic, știi? Și când am văzut cum, ce să-i fac acum? Am mai zis, am tot zis, eu mai am văzut de treaba mea, dar dacă omul... Făcut, ți-ai zis bă, aici, dă-i cu a doua. Acum aici. Aici merge blană, pune frână, o dată de două, de cinci, de șapte, de nouă, ce să fac, mă, să-i dau cu ceva în cap, bă, n-auzi că merge blană aici, dacă omul așa a simțit, bun, acum să nu înțelegem că la școală nu merge să ne rupem gâtul, deci nu mergem 100% ca într-un concurs, acolo trebuie să învățăm anumite chestii, să mergem tăricel, dar nu maxim, dar nici foarte încet, dar nici foarte tare, pentru că acum îți dau un exemplu din școala făcută de mine, adică pe care am... Cu cine am cu fost școala eu, chiar? Cu Vittorio Caneva, în Italia, un maestru al asfaltului. Ai prins-o? În 2011 am simțit că mai am nevoie de niște fine tuning, reglaje fine acolo la asfalt. Ce ai făcut-o pe prima, mă, am vrut să te întreb. A, când m-am apucat de curse? Da, el. Nu? Cum? era instructor pe vremea aia, se întorsese. Dacă poți să crezi, era la Baia Mare, când am ajuns să vedem cursa, scria pe unul pe lastra, Usega Rally Racing School, mă. Usega? Usega, da. Era Gabi Ursache. Sponsorizat de AG, pe vremea era cu AG, avea un opel ăsta și cu RAR, scria pe mașină, registrul auto român și ce. Mergea cu Ion Găucan, niște nume grele, da. Și omul avea o școală, dar nu făcuse cu nimeni. Nu știu, de-abia ai deduse drumul. Și vrea să facem și noi școala, gata mă, păi, eu și cu copilotul. Ne-am dus frumos la el acolo. Bine, era ceva din apă, hai mă, nu poți să ne dai hârtia, că eu știu, lasă-mă, dă hârtia. Cum zic toți, cum toți, cred că 99% din... Piloții din campionat care au avut banii, dă-mi hârtie, dă-mi dacă mai pierde vreme pe aici, știi? Tu dai niște bani, nu crezi că de bani e totuși, ai putea să primești informații, poate îți trebuie, poate nu, dar băi, dacă tu dai dat un bani, ia le și pe astea, că sunt la parte. Vezi tu după aceea ce faci cu el. Bine mă, hai. Bine mă, hai, fie, învață-mă nebunule, învață-mă. Și mi-a zis niște chestii, fac cu transfer de masă, cu aia, zis, mă, că eu tot făceam totul din simț. Nu știam de ce fac aia, de ce pun frână atunci, de ce contrabrachez, de ce. Și când mi-a explicat el toate aia, zis, bă, ia uite, mă, gata, mă, da, exact, de-aia fac eu chestia asta, ești nebun. Știi, și ne-am zis acolo, am făcut aia, pac, 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 omul, atât, acum am realizat cu anii, că a zis niște chestii mișto, deci chiar știa. Nu, păi, mai sunt și de ăștia. Mai sunt și de ăștia. Și am avut, cred că acum țin și minte, o să găsesc aia, sau era așa un A5,
cu steagul României pe fundal frumos, numărul 1 am avut eu, diploma, și numărul 2, Dobre. Și au fost primele și ultimele, n-a mai făcut nimeni. Atât, doar noi doi am fost. Că după aia a plecat în Canada. N-a mai fost aici și așa. Deci doar noi doi. Dar ăsta-i seama cu omul ăla. Bani de viză, bani de viză. Bă, am nevoie de 2000, iau de la ăștia și plec. Dar omul a fost chiar mișto și după aia, chiar acum a fost, uite bă frate, că n-am fost eu prost degeaba. Și în Italia? Și în Italia am fost să fac cursul de perfecționare. Ok. Adică să învăț să merg pe asfalt mai curat, pentru că eram împrăștiat, mergeam ca la macadam spectaculos, dar mai eficient, da, pierdeam timp. Okay. De afară se vedea foarte mișto, da? Din pentru timp, fan, da. Nu pentru bani. Exact. și am ajuns acolo la Neneala și primul de la noi din țară, pentru că au fost foarte mulți români acolo, a fost Cătălin Cizmaru, robotul. Robot, da. Mergea cu Evo 9, la vremea respectivă, era un fel de R5 acum, știi? Și stați acolo și s-a pus ăla într-un C2. Și stai așa, bă nene, eu merg cu Evo 9, ce facem cu asta aici? Săracule. Nu mă interesează, da, nu mă interesează cu ce mergi, tu poți să mergi și cu VRC și cu ce vrei. Tu aici stai să facem școală, eu ți arăt pe unde trebuie să mergi cel mai repede și pe aia e treaba ta cu ce mergi. Că e trotineta, că e bicicleta, că e VRC-ul, drumul cel mai rapid e ăsta și te descurci tu cu ce mașină ai să mergi cel mai tare pe acolo. Eu ți arăt pe unde trebuie să mergi, ți arăt cărarea, perfectă. Bine, mă, hai, cum zici tu. Și l-a pus la sare, dar nu mă interesează cât de zmeu ești. Nu vreau să văd că, că tu dai blană, nu pui frână niciun viraj, că tu mergi de rupt norii. Vreau să văd cât de corect mergi. Adică nu merge nici foarte încet, dar mai tări cel puțin, dar să vedem tehnica. Cum virezi, unde virezi, cât virezi, cum de ce, mâna, așa, da, cum exact. De volan, mamă, cât tragi de volan, cât tragi de volan, cât mă băga numai în gliserele alea, Dumnezeule, dacă nu... Eram pe vremea respectivă împreună cu Alina Bunica, ții minte, da. Că a fost și a pilot. Ea n-avea treabă cu școala, ăla nu știa că e și ea pilot și eu vreau cumva să o fac să intre și ea în mașină, să vadă ce zice nebunul, odată că nu m-ar fi crezut niciodată dacă îi spuneam și lumea asta, să vadă și poate mai înțelegea și ea ceva. Bă, și era C2-ul, avea un rollbar, s-a urcat pe un porbagaj cumva, că nu s-a rabatau scaunele, erau fixe și ușa da. N-aveai cum să intre, mă rog. Nu poate să vină și ea să vadă un pic? Bă, da. Bă, și când am văzut ce zicea la acolo, doamne, ăsta e nebun la cap, n-are nicio legătură. Deci părea că tot ce am învățat eu în anii aia, e aiurea și trebuie să faci invers. Bă, piciorul drept îl bagi în pantoful stâng. Că așa trebuie. Bă, păi până acum a fost dreptul cu dreptul, stângul cu stângul. Cum să-i pun invers? Adică era ceva de genul... Da. Și mi-a zis Berari, că el m-a trimis acolo, Cătălin Berari, după aia, în Finlanda, la altă școală de macadam, dar pe aceeași temă, și a zis, dacă te duci acolo, că dura 3 zile chestia asta, dacă te duci acolo și ești praf și nu poți să dormi și simți că ți explodează creierul, e bine. Ce trebuie, da. Că înseamnă că lucrează și o să înțelegi. Dacă te duci acolo și ești zen, te duci degeaba. E bine, da. Da. Bine, oricum. Nu okay. Te duci neapărat și sigur da. Faci ceva, că după aia da. Ține de tine. Da. Auzi tot ce trebuie acolo, îți bagă la mâna volan să iei toate gliserile, de ziceam că mamă, i-ar așcheta toată mașina asta, deci să folosești drumul, dar tot, bă, tot, până la ultimul milimetru. Da, asta e la rally, da, taie, ai văzut când taie, tot ce se poate tăia, taie, da. Tot. Bă, și mi-a plăcut, fii atent la fază, da. Omul face școala la el, în munți acolo, în Asiago, undeva foarte sus, pe niște drumuri din astea, nu le găsești la noi niciodată. Ok. Circulate, nu foarte mult, dar circulate. Și cum face omul școala? Doar la deal, niciodată la vale. Da? Bun. Are segmente. 2 km și 2 acolo și merge. Te dai acolo de 4 milioane de ori de zici că îți vine să... Nu mai plecăm de aici. Da. Da. Și mi-a zis programul. 2 ore azi dimineața, după aia 2 după prânz, cu prânz frumos, no. Știi, mm-hmm. Să te culci un pic, să te liniștești. No. A doua zi a zis, și te doar atât, dar 4.000 de euro doar pentru atât. Zice, stai, nu știi că o să ai timp să te plictisești. Bă, prima zi, nu mai puteam, frate, pe drumul ăla, deja când era 400 a tură, am zis că nebune, nu mai puteam. Și a zis, vezi că ți-a zis, uite, ți-a zis eu că ți-a zis, de aia două ore, de aia și vedem, mergeam acolo pe bucata respectivă, avea un prieten cu el, cu stații, Citizen Band, când așa, da. Cu un boxe, se audă tare, și ăla stătea la sosire, cum ar veni. Noi coboram încet, plecam de jos, și ăla îi spunea, coboară o dubiță albă. Eu, pac, direct să pun frâncă, auzeam, vorbeam italian, că știu italian, da. Nu știu ce, nu trebuia să ne chinuim în engleză, și auzeam mai și pac, zice, nu, stai, știi că spun eu când trebuie să... Tu mergi, pe contrasens, toate, să folosești tot drumul, zicea, stai cu mandata, jum, cobora a doua. Bă, știa omul cât face de când îi dă pe stație. Tot, deci am rămas, mă, zicea, vine biciclist, vine nu știu ce Fiat Punto, vine nu știu ce. Știa exact unde ne vom întâlni cu fiecare mașină. Bine, dacă se oprea la ce, nu mai știa unde vine. Eu de așa, da, dacă mergea normal, iar bea ăsta. Oricării, stai mă, să-ți scoci eu. E natural, frate. Noroc. Vezi? Da, e ceva natural. Da. Noroc. Băi, frate, și... M-a șocat că toată chestia asta era atât de părea... Zic, bă, dar tu ai treabă cu poliția aici? Că nu deranjez pe nimeni, de fapt, când nu vin mașini
Eu folosesc drumul, când vine ăla mai spre stație, pac. Dar dacă găseam vreun radiator cu vreo dobă care dădea mai tare, un pic. Și le dădea că mai repede. O fan curier. Da. Da, în țările civilizate poți să mai faci. Da, în fine, și după astea 3 zile, a, cu telemetrie, frumos, scotea laptopul, pac, ai văzut cât a intrat în viteză, la C2 e display-ul digital, știi? Și zicea, a zis așa, suspensie de curse, scaune să stai calme, dar roz de stradă. Ca să le auzi, nu îți trebuie aderență infinită, corect. Că n-ai pentru ce, nu merge la curse. Ei, în momentul în care simțeai că intri mai tare și scârție și așa, părea că mergi mai repede. Și mi-a zis, cum s-a părut tura asta acum față? Și a zis, mai tare, și a zis, ai ieșit cu 58, acolo când ai intrat cu 63, ai ieșit cu 72. Tu ai simțit chestia asta? Nu. Hai să-ți arăt cât înseamnă. Din virajul ăla unde, până mai încolo un pic, pierdusem o secundă jumate. Se vedea pe grafic. Deci ai simțit-o? Trebuie să o simți o secundă jumate în 500 de metri. Nu! Zice, vezi, uite, atunci când simți că mergi mai încet, atunci de fapt mergi mai repede. Așa e, când da. Ai știu de la joc. Te lupi, te-ai. Eu știu de la joc, jur, când mă chinui să merg tare, nu scot timp, frate, când merg așa, scot timp, ești nebun? Cu volanul. A, el tot susține cu chestiile alea, frate, că te ajută. Bă, într-adevăr, poate la faza asta. Tu zici că nu te ajută simulatorul? Păi, dar nu simți, în primul rând nu simți. Ce nu simți? Păi, mașina o simți, frate. Nu e așa este, nu vezi. Pe mine mă ajută să mă calmez, știi că da, mă, nu mai am blank. Atunci mă calmez. Poate să ajute la chestia asta, poate să ajute să înveți anumite trasee. Sunt mulți care folosesc. Păi uite, pentru trasee, la VRC, deși pare aiurea. Ca să învețe traseul. Bă, frate, eu știu pe de rost să uită la un border noaptea, după ce fac recunoașteri, înregistrează și după aia noaptea să uită ca la coastă. Zici că știu tot, deși dictează la tot, până nu știu ei fiecare pietricică. Pentru că, bine, normal că nu merg doar acolo, merg după dictare, dar să știe exact, bă, acolo e așa, acolo e așa, să le dea încrederea maximă că pot veni blană, că ar fi n-ai cum să mergi ca animalele așa. Eu spun că n-au nimic în cap, ăia, de merg în halul ăsta. N-ai, păi asta e ideea, să n-ai nimic în vine cap. Vine Tanacu, că tot am vorbit de el, Tanac. Salut Tanac, bă, băi, să le dai banii de reclamă, băi. Hai să faci în Suedia acolo, că nu mai comisar la Monte Carlo, ai văzut ce tufle a făcut? E slab. Eu ți-am zis că e slab de atunci, de când ai fost. De când nu știam de el. N-a confirmat până acum, e slab. Stai că am uitat ce vreau să zic. Nici nu mai știu ce ziceai, că nu te urmărea. Da. Ce ziceam asta? De ta, ziceam ceva. Nu, ziceam... Vorbeam de simulator și de mers și de pietre și că se uită. Era o filmare la Monte Carlo acum un an, parcă, era cu Toyota Yaris, pe noapte. Și vine așa, dreapta 4, dreapta 5 înseamnă viraje de blană, da, de viteză. Unde ăștia merg cu 180-200, că mai mult nu prin mașină, păi, da? Și nu iau gazul acolo. Deci la ei, dacă e să aud peste 3, adică 4 sau 5, la ei e plin. Nu contează că e gheață, că e cârmâz, că e... Trebuie să stea dacă... Păi, e VRC, trebuie la banii aia am dat un ban, nu? La banii aia trebuie să stea, băgare! Dai un ban, da? Da, stai în față. Nu, dai un ban, dar știi că nu mai ai. Bun. Și cum îți zicea prietenul nostru cărgăriță? Eu nu mă uit la bar, mă, n-am treabă. Dar știi ce nu mă uit? Că nu ia, frate! Bun, corect, da. Așa, și merg oamenii tare. Bă, frate, și filmează unul și vine ăsta blană, îi pleacă la 180 sau cât avea, era semi-tunerică, era întuneric, nu vedeai. Se vedeau proiectoarele, știi? Farurile, odată au făcut așa spre pădure. Bac, s-a văzut în dreapta, după aia vum în stânga, ajung și după aia pe drum. Adică, zi-tu, o chestie de aia, dar repede, la viteza aia îți dai seama cât. Nu, trebuia să oprim așa filmarea, să vedem, acum bate în dreapta, acum bate în stânga și acum bate în deci noi, văzând de afară chestia asta, nu pe telefon, adică filmare, că dacă eram live acolo, leșinam direct. Văzând pe filmare, care oricum nu pare ca în realitate și nici un bordul, am zis, mamă, uite pe ăsta, wow, ce noroc a avut. Declarație la sfârșitul probei. Cum a fost Anat? A fost o probă faină, nu au niciun moment, ne controlă, tot ok. Băi, nu, dar ce da acolo? Da. Ei, da. Da acolo ce ai făcut? Te-ai plecat după Fanta, mă, la crezi că noi am văzut? Ce așa, pe margine, știi? Bă, dar ce trebuie să ți se întâmple să zici, mama, am avut niște momente pe proba asta, Doamne, ce noroc, ai văzut. Nu știu dacă ai văzut on board de la Monte de anul ăsta. M-am uitat adică un pic la live ieri. Se dădeau în continuare peste cap într-o râpă și el era cu mâinile așa, îi mai picau de pe volan, știi că îi mai dădeau la volan. Ținea de caie, ținea de caie. Bă, a ținut până când și-a dat seama, zis, bă, nu, și dacă ne oprim, și dacă ne oprim mai. Da, s-au răsturnat mult, aveau timp să vorbească între ei, să vorbească. Dar efectiv, se uita numai drept și aștepta să se oprească. Da, eu ți-am zis, am uitat la ăla, copilotul lui spre final și-a dat seama că n-au cum să mai dea restart. Că ăștia după răsturnat apasă start și... Bă, dacă merge, merge. Și știi faza cu Gronholm și cu ăla, nu? În UK. Da. Au stat peste capturi, nu? Și eu lasă să plece și bate un geam. You are missing three wheels. Da, e o problemă. Nu trebuie.
Ca așa zic, da, că da, we were trying to restart and someone knocked at the door and said, you are missing three wheels. Da. Ah, okay, gata. Era un tip, mai puțin celebră, era un tip colad în Ungaria, nu mai știu cum îl cheamă. Da, da. Tot așa, pe Tanac, la 140... Tanac, probabil. Nu mai știu cum îl cheamă și zic probabil Tanac. A, coladă, că umuriți nebuncule zilelor. Și avea vreo 140... Nu, dar zic că merg foarte tare, la aia mă refer. Pe la 140 a scăpat-o pe la o șicană, ceva a făcut căcat pe acolo tot. Și s-a oprit, îi dădea, venea arbitru spre ei și a zis, avem roți? Și a zis, zic, dacă mai sunt roți? Da, bine, ciao. Da, mă, da, oamenii. Păi până să te dea jos, să uite, să așa da, e, da, la raliu e, la raliu, de ce raliu și nu VTV? Pentru că macadam. Da. Da. Un răspuns bun, ce să zic. Când spui raliu? Nu. No. Prima mea, primul da, meu concurs mai mare așa. Pentru că mașini, cum era cu aia? Pentru că automobile, da. Primul meu concurs mai mare așa a fost cu asta de la Reșița. Un... Cu asta? Erau gătiri acolo? Da. A, cu aia, mă, cu aia, mă. Așa. Un traseu mai puțin așa de debutanție, de viteză foarte mare și ultimul viraj puteai să tai ca lumea. Treba, frate, nu, și nu, eu mă dădeam cu un Golf 3 de 1.6. Copilotul, că am auzit că am vorbit de el. Aia tot din el, adică dacă dacă deschideai, dacă făceai așa cu ușa, jumătate de oră făcea așa. Și ultimul viraj puteai tă. Și am venit, pac, interior și îmi zicea, ce faci, mă, scoți mizerie pe traseu. Și păi merge interior acolo. Păi e coastă, nu-i raliu. Dar nu... și noi când mergem mai pun cauciucuri. Deci, știu. Eu atunci n-am înțeles nimic. Toată lumea, că de ce tai? Dacă se poate, mai se poate acolo. Shortestui, mai zic, shortestui, bă, tot. Da, da, eu cred că mai e o explicație. Te și ține interiorul, nu? Te mai ține, da. Te ține, adică bagi roata și te ții cu roata de interior. Problema e că dacă primii au băgat și au aruncat toată mizeria acolo, obligatoriu toată lumea, că dacă rămân pe mizeria afară, corect, te duci de la coastă. Bun, și după Caneva am înțeles inițial care e treaba, dar, a, și îmi zicea, mă bătea și ăsta în geam, vezi că iar țin nu știu cum, vezi că iar nu știu cum, gata bă, mă resetam, zicea, vezi, e când sunt eu cu tine și zic ce să faci? Ca la meditație, eu ți-am zis. Dar după aia când o să mai fiu eu lângă tine, cine îți mai zice frate să faci ăsta? Așa e, da. Și o să o iei, băi, da, și acum eu îmi spun singur, știi cumva, da? Mai trebuie să mai mă duc pe acolo, sper să mai ajung. Păi da, dar mi-ai zis că ai fost din Italia, ai fost în Finlanda. La 2 ani mai târziu. Ok. Am fost în Finlanda, pe Macadam. Tare prin pădure. Iar Comietin, da? Ăștia toți au același nume, toți. Sunt Tanac toți. Da, campionul mondial, campionul național din al României, da, un finlandez. Ce mă? Da, fost, la un moment dat. Mașina cu care am mers în 2009 fusese campion în 2008 cu Jarkko Pietinen, un pilot finlandez. Altul care a venit să învețe cum să treabă. Da, să ne arate cum e pe la raliu, știi? Nu ne-a ajuns, da, în fine, au fost mulți. Da. Deci, și pe acolo au zis la avem două zile, 140 km de probă specială, tot așa un Subaru, avea suspensie, frâne și rollbar și scaur, bineînțeles, securitate maximă. Dar n-avea ALS, n-avea cutie cu craboți, nu era nevoie pentru școală. Okay. Și am mers acolo, dum, bă, și eram, deci asta e tare, trebuie, mai avem timp? Da mă, zic cât vrei tu, avem tot timpul. Și acolo am ajuns să fie Nanda, da, cu Dragoș Dinu, Dragoș Dinu, îți spune ceva Dragoș Dinu? Da, îmi spune, da. Știi că e, da, e prietenul nostru, da, salut Dragoș. Mă, și ne-am zis împreună să facem școală. Nu-i plac fetele. Nu iubim mașinile, dar nu iubim mașinile. Nu iubim mașinile, dar nu îi plac fetele, știi? Bun. Așa. Și ne-am dus în Finlanda, tot așa, eu cu el și cu Alina, să facem școală la Jarkko. Îl știam pe Jarkko din campionatul normal, dar nostru, că venea la noi. Mergem acolo, frumos, închiriem mașină, pug la Helsinki, hai să mergem la asta, ajungem la el acolo. Ne-a prezentat el garajul, bă, cum erau și așa, salut, au zis să că mai veneau oameni la școală fiecare zi, probabil, pe acolo, da, unii, alții, salut, uite aici un Subaru, uite aici garajerul nostru, frumos, pam, gata, noi mergem mâine cu asta, uite, camionul, nu știu ce, hai, gata, duceți-vă la hotel, ne vedem mâine. Mergem dimineața, ne trezim, am mers el cu camionul și cu un băiat din ăsta, din toți mecanicii de acolo, în ziua respectivă, era unul, care trebuia, venea rândul să vină cu noi mecanici la școală, da. Vai de cap, dai să mă aduc aminte, te zic cum îl cheamă. Tanac, să-i zicem generic. Generic. Bă, frate. Și zice... a doua zi mergem în partea acolo, cu camion frumos de 7 tone jumate, a deschis până acolo, de la domnul Stanul de Arehimache, am mers vreo 60 de kilometri. Bă, frate, ne-a ținut acolo, am mers, era limită de 30-30, 40-40, 50-50 și era mereu numai pe acostament, mergea cu roata în dreapta pe linie albă, deci cât mai pe dreapta, să lase loc și nu pe... Să nu deranjeze pe nimeni. Bun, deci am nebunit, frate, până am ajuns acolo, în fine. Am ajuns acolo, a desfis camionul, a venit băiatul ăla, mecanicul, a scos un cord de la pentagonal. Mamă, s-a închis! Bă, nu l-a ajutat asta cu nimic. Nu, sunt sărit, nu, lăsați-l că e treaba lui.
Mamă, l-a tras pe scări singur, bă, greu, frate, să duci mai corpul, l-a deschis omul singur, cu relată, cu cricuri, de alea mari, cu tot. Omul a zis, el e mecanicul, el... Treaba, lui nu, îl încurci, dacă l ajuți, îl încurci. Ne-am apucat, noi frumos, hai să vă arăt traseul. Ne-am zis la unul în curte. Bă, era o curte, dar era o curte cât sectorul 1. Și cu păduri, cu tot aveam o casă și cu traseul lui pe acolo prin pădure. Nu era nimeni, la el de acolo, lui, în pădurea lui. Da, pădurea lui. Drum frumos cu săritor, cu drumuri de Finlanda, știi? Cu casa lui acolo înăuntru avea frumos, ne-a pregătit ceva de mâncare, cu parcarea unde aveam zona de service. După aia la un moment dat mai târziu a venit unul cu un BMW să dea și el, că vede cum te duci la autocursare, n-a da. Venit să dea la curte, să dea și lui. Cât vrei, mă, da. Da. Nu, și pus, nu era organizare, bă, vezi să nu vă întâlniți sau așa, a pus un lemn cu un ceas în el, frate, cu un ceas de perete rotund, da? Și zicea, adică gen ne uitam la ceasul ăla și pleca și noi la un minut sau ceva, adică ne luam noi singuri distanța, nu ne dirigea nimeni, bă, vezi că a plecat ăla, stai să nu te lovești cu el, bine, nu venea nimeni înapoi sau ceva, era clar traseul. Aștepta la capăt. Plecăm noi acolo, bum, bum, mișto, pac, 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 puneam o frână acolo, nu, aici merge blan, stai, frate, aveam asigurare, nu era, dar nu-ți venea să... După aia la un moment dat zis, hai nu ne arăt și nouă, te arăt, mergi tu, mergi undeapta. Păi vă consum kilometri, nu e mai bine să mergeți voi? Frate, lasă-i kilometri, consumă-ne niște 90 kilometri și mergi tu. Dă-ne mă și pe noi un pic trăiția, dă-ne pe noi, ia, arată-ne nebunule. Mamă, nu se poate, iar la fel cu Arina, zic, trebuie să te urci cu ăsta în mașină să vezi cum e, că nu se poate descrie. Nu, că nu știu ce, cât kilometri, băi, dracu de kilometri, urcă-te cu ăsta, o tură, 5-7, cât are, du-te să vezi. S-a dat jos și a zis, declarație, a zis, nu o să meargă nimeni niciodată în România așa. Păi luați, frate, că ăștia din alta luați, da. Făcuți aici să meargă, să facă, n-ai nimic. În fine. Și cât, când vedeam, când eu, două, trei toie, când Dragoș, alternativ, știu eu. Alternativ, noi stăteam la, cu omul la cort acolo. Da, da. Ce-ți face? Ne uitam la păsările, era liniște, să mai auzeam așa din când, când aveam nici tobă foarte grăbioasă. Și că stăteam acolo, ce să fac? Să interacționez și eu cu omul. Ce faci, mă? Cum e pe aici? Eu tocmai mă dusem cu iarcă, eram hoa. Zice, ce omul nu avea chef de stat, să pierdă timp. Era lumea lui acolo, foarte tăcuții așa pe treaba lor. Zic, te-a dat și pe tine iarcă o tură? A, am mai mers cu el. Mamă, deci eu eram, ți-am zis, Tanac e zeul zeilor. Și ce, am mai mers cu el. Zic, băi, ești nebun ăsta. Și ți-a plăcut cum a mers? Da, nu merge rău iarcă. Păi, idiotul mi-a zis, cum adică nu merge rău? Da, merge bine iar cu el. Păi nu ți s-a părut așa? Mamă, ce tare, ce... Da, merge bine. Bine, hai, tot dacă ești nebun în gândul meu. Bine, acolo nu știi să spui care e mai bun decât care, că toți sunt... Mm-hmm. Da, din 5 milioane, 6 de mii au licențe de pilot sau nu știu. În sport național. Mai bine, Dragoș, mai bine duc eu o tură. La un moment dat, eram eu, pe niște cocoașii din așa, bang, și la un moment dat venea undeapta 4-5 și tu puneam frână. Nu mai frâna. Hai mă, lasă-mă în pace, iar până, bă, și a șaptea tură, pun frâna și s-a dus pedala. Hă! A semi-frâna mașina un pic, na? Și-a luat virajul. Și ai văzut că nu trebuia să frânezi? Mamă, gata, mă. Am ajuns înapoi la service, nu mai e frână, pac, un racord de la etrier, la flexibil de curse, se ciupise un pic, se jnea, nu era fără frâne, s-a dus pedala, știi? Am mai dat-o de 2-3 ori, s-a mai tărit, dar hai să o reparăm acum, ne-am zis să mâncăm, avea la o conductă. Da, racord, pe mufe, dar nu era, era mai lung. Și n-avea cum să schimbe fitting-urile și alea, că n-avea el acolo toate ce trebuie, dar l-a adaptat. A rămas la singur să repare acolo frâna, noi ne-am dus, nu știam dacă mai mergem ziua aia, nu știam dacă mai facem frâna. A zis să lăsăm să-și vadă treaba. Ne-am să mâncăm. A pus ăla conductă aia pe acolo, bucla, a făcut-o, frate. A fost mașina, a aerisit-o el singur, nu știu cum a făcut și pedală și a apăsat în același timp, singur. Și după aia zice Dinu, că ăsta știi că are scannerul la el. Zic, bă, da, uite, l-am întrebat pe ăsta, frate, de iarcă, dacă am scris și a zis că da. Zice, păi tu te-ai uitat mai bine așa la el? Păi m-am uitat, dar... Și păi ăsta sigur e pilot. Du-te, bă, de aici, n-are cum, ești nebun, uite, e mecanicul lui, frate. Bă, ia întreabă-l pe iarcă. Și întreabă, cine e băiatul ăsta? E pilot? Și da, e campionul Italiei pe Macadam și nu mai vine numele, frate, cum îl cheamă, nu știu... Că tot întreba aia, zic, dacă trebuie să știi mecanică. Campionul Italiei. Păi el merge în Italia, are niște sponsori acolo, dar merge doar în campionatul de Macadam. Și poate pe aia de norocește. Temu, nu știu cum. Da, zic, ia, uitați-vă, mă, frate. Pe păi și? Păi tata, azi e mecanic, când avem noi curs. Ha, mă, și eu vorbeam cu el și trebuia dacă mergi tare și așa, și că e mai becher decât ea cu de 50 de ori. Și de-aia zicea, da, merge ea cu tare. Cum ai te cu tare? Cum mergi, mă, sugar? Eu, aia merge așa. Bă, cum e campionul cu pătăcea? Nu merge tare? Ba da, mai pune el frână câteodată, așa, da.
Și tu, băi, Sugar e campionul de la Cupa Dacia. Da, știu, știu, da, înțeleg. Ce vrei? Da. Sunt în altă lume, lucrurile sunt altfel. Mintea, mintea ăla e când tu le întrebai. Da. Da. Lasă-mă, trăiți așa. El era, da. Da. Dar pe așa era, mă, frate. Altul. Ce să-ți dau? Ia un volan. Ia un volan și lasă-mă în pace. Bă, dar voi știți cu raliurile? Dar ce ești de așa? Surprins, adică nu știi că așa e la raliu? Ce treacu? Acum ai prima dată când vii? Ce ești de așa? Stupefiat. Cât a costat la asta școală? Vreo 5.000 de parcă. Plus asigurare, plus cazare, avion, alea separate. Da. Fac și niște bănuți. Dar să știi că... Bine, poți să mergi și pleacă în Canada după aia. Da? Poți să mergi și cu BlaBlaCar. Poți să mergi exact. Cu BlaBlaCar, poți să mergi cu ce vrei, dar... Da. Dar și m-a ajutat chestia aia. A, stai să vezi. Și după aia am ajuns în România, frumos. El am explicat că noi făcea iar cu numai nou TTI Our Style, nou, că cu TTI Our se referă la fandările, la viaje mereu vii, Scandinavian Flick, mamă, e spectaculos. Da, da, știi? Foarte don't bun. Throw it, făcea don't throw it, just turn. Cum adică, mă, vine virajul, bang, tragi. Zic, bă, suntem pe macadam, fac așa și mă duc de nebun înainte. Nu, e adevărat cum așa, zice, du-te bă de aici, că n-are cum. Și într-adevăr așa era. Și practic s-a devenit cumva ce zicea și Caneva pe asfalt, tot cumva asemănau, deși aici era macadam, tot în genul ăla, știi, semăna foarte mult. Și vine în România, gata, mai că am învățat care e treaba, nu mai arunc nimic. Hai să facem teste, era Țara Bârse, urma raliul de la Țara Bârse, înainte de asta, gata, facem și teste și mamă, la Țara Bârse îi rupem nori. Mă duc eu la teste, tot mi se părea că pleacă prea rău în continuu, că l-am spus să, na, mai faceți la suspensie, mai moaie, mai las-o, tot mai cu curul înainte. Eu ziceam că să merg doar pe șine, dar nu trebuia chiar ca pe șine. Dar să nu mai vii să o arunci atât de mult înainte de viraj. Să nu mai arunci înainte. Virezi, gazul și pleacă ea după aia. Pleacă din gaz, de la Apex încolo, dar nu mai vii tu cu ea deja aruncat înainte, că atunci când îi pui gaz să plece și mai mult. Măcar ai luat jumătate de viraj cu botul corect și după aia vedem noi. Și iau startul la Țara Bârsei, frate, probă de 24 de km și încep eu. Parcă mă și văd. S-a uitat, nu zicea nimic Dobre. S-a uitat la mine. Stânga 4. Și facem asta. Dreapta 3. Eu... Bă, și la un moment dat, da, și mi-am revenit eu, dar la tocoara. Și la care l-am zis, hai mă, sfârșit, ți-ai revenit! Deci eu încercam să aplic ce zicea ăla, dar nu mi-a ieșit niciun fel. Și după aia, într-o dată, am trecut în partea mea și ușor, ușor, mă întreabă ăsta dacă am căzut, nu. Mă mai întreabă, did you fall? Nu, am ok. Știi când mă te rog? Când dau un bang, un bot, tu! Daniel, eu nu știu de ce îl întreabă. Nu știu, nu am avut și eu ceas din ăsta. Am avut și eu ceas din ăsta și la cât sunt de agitat, îmi zicea tot timpul că you are working out. Eu vorbesc, eu nu working out. Vorbesc. Bă, dar și când mă întreabă de ce dacă am căzut, când dau un bord, tu, bang, ai căzut? Nu mai e bordul. E bordul, de câte ori să zic. E aia mea cu bordul, nu știu. Nu suna la unul decât, ok. Nu suna la unul. Așa, și ți-ai revenit și... Mi-am revenit și după aia ușor, ușor astea... am început să înțeleg. De regulă în virajele lente, acolo aveam probleme. Când ne hazardam și mergeam prea tare în ace și în doiuri, intram mult prea tare și pierdeam timp. Da. Și el îmi spunea așa, că nefiind o cursă de circuit unde îi vezi pe umăr la umăr ce faci față de ei, tu ți imaginezi în mintea ta bolnavă că ăla ar putea să intre mai tare în viraj decât tine sau că ăla din fața ta a intrat, iar ceilalți din spate la rândul lor vor intra mai tare. Și îți vine să mergi mai tare. Și el mi-a spus așa, trust yourself that in the slow places nobody can go faster. Adică în doi și la ce, fizica e aceea și nu, oricât de tare ai vrea tu să mergi, uite, cum vrei de... Deși crezi că e prima dată când ești casa, nu e, a 17-a oară, dar e ca și prima. Și până la start, uiți, să mai zic, nu. La Harghita, mai dau un pomn în cap și băi, să mai zic. Mai zicea unii că e foarte important să intri mai încet în viraj, da, să ieși mai tare, asta, decât să te duci grămadă și să încerci să repari ce ai făcut înainte de viraj, înțelegi? Da. Că tu asta faci, tu vii tare și tu mai încerci să repari, aoleu, să mă rog, frate, să vei tare. Ce fac acum? Dă-i pe unul, dă-i pe unul, dă-i pe morții, s-a dus. Deci mai bine vii încet ca să ieși mai tare din viraj, că e mult mai... Nu, bă, încet cu ghilimele de rigoare. Mai bine mai încet decât grămadă. Și mai am auzit o fază a lui Gilles Paniții, iar atunci a zis, asta e idiot. Și a zis, you can fight with the, you cannot fight with the car. If you fight with the car, you can't win. Taxi driver. Și cum adică, mă, taxi driver? Ce treacă de ce stăm aici? El se referea că dacă te lupți cu mașina și ești agresiv și mergi, nu e o luptă cu ea. Tu o bati tu pe ea, te bate ea pe tine până la urmă, dar trebuie să fii smooth, că el a fost foarte tare la asfalt. Știi foarte bine că Gilles Paniții rupea tot la asfalt, da? Și asta vreau să zic, ah, you can't. Ce? Ce? Du-te, frate, unde e treaba? Lasă-mă în pace, cum să... Bă, da, după aia te pregătești să vii să... Hai, frate, că am vorbit mai jos. Vrei să vorbesc stresat? Nu, frate, du-te la baie liniștit și eu te-am acum. Dar să nu faci treaba mare, da, să-l băzi. Zi-o cum e ăsta, e bun?
E bun sau bă, dar... pe el, hai că nu mă interesează. Hai mai pune și eu, îți dau. Știi ce mă interesează? Cum a ajuns? Eu l-am întâlnit cu Cristi Sugar în Timișoara odată. Păi și eu tot la fel. M-a sunat că are o poză, mi-a desenat un Nevo 10 atunci. Să am și eu un cadou pentru tine. Ce cadou ai, mă? Ți-am desenat eu un Nevo 10 frumos. Bine, mă, hai mă duc să mă întâlnesc cu toți nebunii, mă, da, greu, toți. Da. Mă duc la Nevo, să văd ce vrea. După raliu, știi, pac, pac, salut, salut. Era tot. De seama, na. Pișa pe el. Mamă, ce mișto, ce tare, da. Tu l-ai făcut, da, ce tare, mulțumesc. Da. Că autograf, da. Și după aia, hai că le mai lăsă și pe să mai zică. Lăsăm, după aia a venit toată la un curs din ăsta mai... Mai pe genunchi așa, la modul că erau niște piloți care mergeau în campionate județene, pe acolo pe la ei, care n-aveau foarte mulți bani, da. Și am zis să le facem așa un pachet cu mașinile lor, să fie mai ieftin, mă duc odată acolo, vin și ei mai mulți la grămadă, să okay. îi ajut, să, da. Știi? Okay. Și venise și el, n-avea mașină, am avut eu una de stradă normală, un Clio, hai că vreau să mai învăț și eu, hai cu ăsta, am învățat cu Clio, că aia era, știi? Și după aia, ușor, ușor... Ne zice cum a făcut cu Rally 2 și cu toate cele, dar revenind la partea de pilotaj ca să și încheiem cu școala, da. Că m-ai întrebat de ea. Deci sunt partea asta, asfalt sau macadam sau amândouă, okay. după care, practic, persoana respectivă poate să-și ia licența de pilot și să se apuce de faci și defensiv, dragi. Defensivul este alt subiect separat pentru o firmă, lucru, general, nu știu ce, nu știu cum, dar și o persoană particulară, dacă vrea să pilotaj? Zică... Nu pilotaj, a, defensiv, da, bă, vreau să-l fac pentru mine. Dar numai că trebuie să văd unde grupez, că trebuie să-l grupă de 15. Într-o grupă, okay. Și dacă firma respectivă nu vrea să vină cu oameni din exterior, ca să fie doar okay. lor, da. Nu pot să aduc. Și zic, bă, vezi că mai strângem nu știu când sau vezi că facem nu știu când. Trebuie să aștepte mai mult, adică e mai greu. Da, ai avut oare oameni de ăștia? N-ai avut niciun lucru. De care? Care să vrea să învețe să... Au mai fost, să știi, nu. Au mai fost? Păi le numări pe degete. Da, da. Da, cu toate că, știi, mersul cu mașina, mulți îl consideră așa o chestie banală, normală, banală, dar nu-și imaginează responsabilitatea pe care o au atunci când se urcă la volan. Eu fac paralela între a conduce mașina cu manevrarea unei arme. Corect. Oamenii se uită la armă, uau, ce frumos, ce ușor e, poate să-și tragă el un gunoi, poate să-l împuște pe alea, nu știe la ce se aștepte, pentru că nu are de unde să știe. Da. Dacă el n-a exploatat mașina niciodată la limită, să-i vadă care sunt limitele. Mai sunt unii care mi-au plăcut, au 1.000.000 de kilometri, n-am făcut niciun accident. Bă, dar și prima dată când o să spece mașina, ești direct în copac și o să zici că nu știi cine te-a lovit, de unde te-a lovit. Dacă nu, ăia care se mai joacă noaptea, bă, nu înseamnă că... Știu ce zici, dar nu că încurajezi chestia asta și așa, dar... Ăla care se dă la Ikea, de-a laptul și face alea, dacă o să-i plece vreodată undeva, știe ce nu se sperie, are o șansă în plus, este o șansă în plus, poate nu o să iasă. Că acolo e spațiu mai mare, acolo aici e corect, mai mult, așa e, da, dar așa are o șansă în plus față de unul care e prima dată când simte chestia, zice, mamă, ce e OZN-ul ăsta? Da. De unde a venit? Așa și acolo. Da. E important. Și ce părere ai de școala de șoferi? Una proastă, dai seama, pentru că e doar o școală de obținut permise și am avut cazuri cu tot felul de instructori care au zis, domnule, eu eram profesor de geografie și m-a făcut instructor auto că să plătește mai bine, să câștigă mai bine. Da. Fii, da, dar tu n-ai treabă cu chestia asta. Lasă că merge, le luăm așa pe parcurs, învățăm, le luăm din mers. E, nu e chiar așa. Mulți vor să scape, învață elevii prost, să calce ambreiajul când e nevoie, ca să nu le strice suporții la motor. Corect. Și tot fel de exemple. Da, să nu-i moară motorul. Da, să nu-i moară motorul, să fie cât mai puțin stresat. Decât să mai explice el 10 minute ce înseamnă cu ambreiajul și cu frână, calcăm, pui frână, calcăm ambreiajul. Da. Păi e greșit, nu e bine. Exact. Dar da, școala de șoferi, din păcate, e primul pas între a merge în trafic și a omori niște oameni, știi ce zic? Adică, știi aia care se blochează cu piciorul pe accelerație și trec așa pe o frână și n-au pe frână printr-un trotuar de oameni, sau nu, mi se pare greșit, dar lucrurile merg de la sine și uite că nu prea mor mulți. Deci e ok. Nu, 7 păzi nu e chiar așa mult. Nu. Suntem în capătul clasamentului, la locul 1 de jos, așa, și ne batem acolo cu bulgarii sau cu cineva mai e, că nici nu știu exact ce statistici mai sunt, dar suntem dezastru oricum. Din păcate și... De ce crezi tu pericol, că sunt... Public, eu mă întreb, eu sunt curios, rău de tot, mă întreb lucruri ca prostul în continuu, înțelegi? Și mă întreb, de ce crezi tu că oamenii ăștia care conduc, oamenii ăștia care fac, care sunt acolo, în poliție, în nu știu, oamenii care decid lucrurile astea, de ce nu le fac, mă, cum trebuie? Că eu nu înțeleg, pentru adică... Pentru că nu interesează. Da, mă, frate, dar chiar așa... De ce atât de rău, păi... Nu știu, mă, dacă tu faci o treabă, să o faci cât de cât ok. Își privesc interesele personale și dacă nu e nimic direct corect, de câștigat de acolo, nu contează. Nu interesează, da. Pentru ce? Profită fiecare de timpul și de poziția pe care o are, că totul e trecător, corect. Să facă cât mai multe pentru el, pentru apropiația. Da, el a dat niște bani ca să ajungă acolo, exact, trebuie să-și recupereze banii în timpul ăla în care, exact cum spui, nu știe cât apuc cât acolo. Dure, vezi că se schimbă și atunci asta eu să fac faza. Lucruri, dau o lege, să fie, ce mai e iarnă, ce anvelope de iarnă. Păi bine, și vara. Bă, trebuie să ia vara, ăla rămâne cu anvelope de iarnă, frate-miu, și când pune frâne se duce tărâși.
Calea sunt pentru sub 7 grade. Ce da. Facem că 35? Păi, dar și legea e dată prost. Păi asta zice... de ce nu spui, mă? Nu, vara de vară, iarna de iarnă. Zice așa că trebuie să utilizezi anvelope de iarnă doar atunci când pe drum se găsește zăpadă, da, gheață, rest, nu. Dacă rest, sunt nu. Minus 20 de grade uscat, e țiplă. E pe vară, vară. Hai de capul meu. De ce, mă? Le era greu? Cred nu, că se știu, pentru că nu cunosc. Uite, acum chiar am vorbit cu Titi zilele trecute. Se încearcă un proiect de lege, a ajuns destul de mult în Senat, Camera Deputaților, să fie obligatoriu cursul de concert defensivă, în principiu, la început, pentru companii, pentru tot okay. ce înseamnă de stat, ambulanță, da. Pompieri, da? Deci da. Toate ministerele lor, da. Că și acolo. E dezastru. Ea merg tare, dar habar n-au cu ce să mănâncă. Și după aia, ușor, ușor, cu firme și să subvenționeze cumva statul, știi, să încurajeze firmele. Firmele acum fac și plătesc de la ele. Că dacă ar păi da, firmele plătesc de la ele pentru că au ajuns la concluzia că dacă oamenii învață niște lucruri, au mai puține costuri de da, combustibil, da. Când de daune. Când vorbim de vine de afară și zic, alo, faceți ești obligat. Banc. Da, da, că ăia sunt avansați. Asta nu înțeleg. O ultimă întrebare și pe aia lăsăm pe Sugar. Ce părere ai de taxa de poluare? Bă, știi ce mă întreb eu? Că acum o să mă judece tot toți. De și de acum găsire. Mă judecă toți că te-am întrerupt și că nu ți-ai zis părerea despre taxa de poluare. Eu nu e prea lungă părerea. Da, eu sunt de părere că e ok să facem asta. Dar e ok să o implementăm cum o implementează ăia afară, bă, frate. De ce mă ca la noi? De ce mă ca la noi o mașină care are gaz instalat pe ea poluează mult mai puțin decât una normală? Lasă-l pe ăla să circule, frate, că la noi o să circule cu mașina pe benzină, că de-aia și-a pus gaz. Nu, nebunești. E dezastru. Sugar, cum ai făcut să ajungi pilot? Deci pot să mă laud eu că sunt cu GPR pe C2-ul ăsta mic al meu? Da, și eu am, toată lumea. Băi, pentru poluare. Îmi place de mor Nissan-ul ăla, crede-mă. Îmi place de mor, place pentru. Bă, dar mai am nevoie de bani să mai crești eu copilul, costă mult rău, frate. Cât? Nu știu, 12, 14, 10, 15. A, 12, mult diesel. Păi, 14. Stai, că mai, am, mai am și un Evo. Mergi pat, de 4x4 permanent sau poți să mergi la spate? Nu, mă dau pe 2. Evo? Păi mai am și un Evo nouă, dar ăla e și mai, ăla și mai dezastru. Dar mai... Eu mai rău raportam... Să scrii tu aici un Petrom, un OMV, Shell, plecat cineva, au plecat. S-au plecat cu alții, da. Aia, atunci o rezolvi. Nu mai e problemă. Cum ai ajuns, bă, pilot de raliu? Că eu l-am întâlnit pe Sugar, scuză-mă că te întrerup, într-o parcare. Înțelegi, într-o vară în Timișoara. Deci am zis că mi-ai dat auto, mi-ai dat desenul ăla, nu da. Mai zic partea, da. Că am zis că erai la baie. Da. Deci mai dat desenul, mai departe. Și că ai făcut cursul cu Clio, am zis-o și da. Și după aia l-am văzut, după aia l-am văzut pe de rally. Zic că uite pe ăsta. Știi, adică ăla l-am văzut că l-am întâlnit la parcare și era. Dar cum ai făcut? Cum ai făcut? Păi trebuie să derulăm. Derulează. Dăm iar înapoi. Bașcherea lui Casete, știi, nu? Noi mergem nu am prins. Ba, am prins. Am prins, că el e cu vintage, nu? Cu Hanzel și... Ah, am înțeles. E fan ce era. Fan ce era. Aveam caseta mea preferată cu Hanzel și Gretel și... Da. Vedeam și... Așa. Deci dăm înapoi în 2014. Ne-am prins într-o asta. Și dischetele alea mari? Nu suflam. Floppy. Floppy disk. Alea. Este greu, știu. Da, știu. Un mega, cât aveam, mă? Un mega jumate. Deci o poză, nu? Zi-mă, frate. În 2014, diriginta mea din clasa 8-a se dădea la autoslalom în județean acolo. Se dădea la vreunul. Ce dirigintă șmecheră. Da. Da, mă, și mi-a zis. Te iubeți, da, chiar da, era adevărat, da. Am mers să mă uit la câteva din astea autoslalomuri de pe acolo și când am ajuns acolo, era un mic de vreo 12 ani cu o scândură pe pedală ca să ajungă la ea și am zis, gata, poate eu, de ce nu? Uh-huh. Și dacă plasești tu treapta 5-a de București, că la voi acolo e mai lent, o așa, mai termină banda. Nu, trebuie să înțelegi. Dă-i cu viteză mai. Întrebarea mea. No, bine, mă. Întrebarea mea este pusă pentru cei care se vor uita la podcast și sunt cum erai tu. Da. Vor să meargă la raliu. Nu ne interesează neapărat povestea ta, mă interesează cum să facă ei să ajungă unde ai ajuns tu. În primul rând trebuie luat treptat, ce am vorbit și mai înainte. Okay. Nu neapărat, adică eu mereu am zis că e o idee bună să încep din campionate mici. Pentru că înveți cu costuri mai mici. Într-adevăr, nici kilometri nu sunt atât de mulți. Dar eu am avut șansa la înveți că au avut campionate județene, dar în alte părinte. Da, acum nu mai prea sunt deloc, oricum. În fine, am văzut că se poate, am mers acolo, era o mini școală de pilotaj în Timișoara. Am continuat acolo. Cât? Adică tu ai văzut că se poate la modul ce ai zis. Că se când poate toți, și la vârsta mea. Noi toți bărbații credem despre noi că suntem cei mai buni. Și mă, eu îi rup. Dacă, eu dacă aveam noroc să ajung la Formula 1, pișeam, băi, băiatule, pișeam, ești nebun. Și te-ai dus și te-ai comparat cu niște băieți și ai văzut, bă, stop. Te să beau apă. Bă, bea.
Așa, și am început să merg în campionatul județean, am mers acolo cât am mers și la un dat a fost un anunț cu cursul lui Vali. L-am Vali, sunat. Părțișteanu, nu caută un pilot. cu cursanți mai mulți deodată, era un pic mai ieftin. Și eu îi dedusem desenul, am auzit că s-a vorbit deja, asta. Deja, era tovarăș. Era și pe Instagram și răspundea. Poți să bag un story? Fă ce vrei. Plec, mă, lăsați-mă, faci. Fă ce vrei, frate. I-am zis, l-am sunat și i-am zis, uite, mă, mai ții minte, așa? Eu stă la cu desenul, da, de bunule. Și i-am zis așa, trebuia să mergi cu mașina ta să faci cursul. Și era... Na, tu n-aveai mașină. N-aveam mașină și am zis, uite, eu am jumate din bani. De 450 de euro. Nu, era mult înainte. I-am zis, eu am jumate din bani și n-am mașină, cum facem? Și a zis, păi vin coace și vedem noi cum facem. Și eu, în momentul ăla a fost... Foarte bine pentru tine, te-ai bucurat. M-am bucurat foarte mult. Am mers, am făcut bun, cursul. Da, foarte bine. Băi, ce să zici? Și apoi... cât, nu? I-ai făcut omul pe jumate și fără mașină. Vino, mă, săracule. A rămas că Lara Liu Brașovului mergeam spectator și că a rămas că îi duc și restul de bani. Bineînțeles că i-am uitat acasă. I-am deci mai este de bani? Nu, nu. Bă, dar mă gândesc că eu chiar nu mai știu detaliile astea așa. Atât de... Ei, na, tu de unde să le știi? Da. Că ca el? Că ca el, auzi. În fine, am vorbit și mi-a zis atunci că... Am și acum mesajul în cap. I-a zis că îi sunt drag și că vrea să mă ajute să mă dau undeva mai sus. Ma. Și eu direct am zis, mamă, Vali vrea să mă vadă în VRC. Cel puțin în VRC. Minim VRC, dacă VRC. Nu formula 1. Da. Vedem, mai lucrăm, mai vorbim, și... mai dăm niște telefoane. Atunci... Dar mă, nu e rău. Dar câți ani aveai? 16 ani. 16. Bun. Visa de 17. E normal la 16 ani să vezi lucrurile așa, nu? 16-17. Și am fost atunci... Am mers astfel, m-a dus Vali în campionatul național de slalom paralel, care se ține la Sibiu în groapă. Groapă, e o vale. Da, valea. Așa îi zic. Băi, zici, se jucai și tu. Cimitir, sau eu știu ce imaginează lumea. Te jucai și tu când treceai o mașină pe sub pod, una deasupra, una pe sub. Cam așa și acolo. Și am mers primul an o etapă, a doua n-au mai fost fonduri și a treia am mers și s-a bulit cutia. Mai bulește, frate. Na. Dacă are cu cine să bulește? Eu a picat lumea peste mine. Eram distrus. Ce mă, știi că s-a bafit lumea mea mondial? El și cu o tană. S-a în apă, ăsta s-a spart cutia, știi? Na, după care aveam un plan, era ATA Racing Show la final de an, 2016. Da. Ultima ediție de ATA Racing Show care... Da. Pe și m-am gândit să fac o faptă bună. Da, și... Dar mi-a zis copilul, bă, nu mai face din astea că le induci. O chestie greșită, pentru că ei au impresia că e ieftin motorsport, sau că se poate face cu bani mai puțin și în realitatea nu e asta, știi? Corect. Zic, mă, las să fac și eu un cadou să vină, că s-a stricat mașina acolo, uite, mă, vină și tu aici, nu i-am mai luat niciun bani, știi? Vine moc, bonus. Săracule, vină aici. Așa, și zic. Și, de asta, că am fost... Eram la mine. Da, dar ți-a dat și ție o satisfacție. Că ai ajutat, nu? Normal, logic, că tu știi ce înseamnă și adică e ok. Deci, m-a sunat ieri pe mine să-mi zică că mă dau la ATA. Să nu crezi că te ajută numai pentru tine. Te ajută și pentru sufletul lui. Ok? Când m-a sunat să-mi zică că mă dau la ATA fără bani, fără nimic, eram la meditații la germană. Bă, dar mă mai ajut să mai fac niște benzină? Da. Eram la meditații la germană și i-am zis la profă, stop, că eu trebuie să vorbesc. Sună Vali. Sună tare. Ia uite ăsta. Sună tare. Și zic că săptămâna viitoare nu vin, că-s la București. Ce, că ai bacul, că... Sărmâna ba, cum e la Brăila, frate, să treacă el liniștit la Brăila. A sunat-o pe maică mea că ești inconștient, îl lași pe copil, că vine bacul și că... Avea dreptate femeia plecat. Pe treaba ei, normal. Da, da. Ca era asta racing show, frate. S-a terminat. Nu te pui. N-aveai cum să mă oprești să merg acolo. Da, corect, înțeleg. Și dacă era zăpadă să opreau trenul, revenea pe jos. Jos, nu conta. Așa am ajuns acolo. A fost totul foarte bine. Mm-hmm. Până la un moment dat. Hai zi-o și pe aia acum, dacă tot ai zis. Care planeta? Zi tot. Ne vedeam la Star, știi? Care era planeta rău sau cu cutia? Ne vedeam la Star, știi? Și am dat ăla unde el pleacă și el... Să dau jos, deschid capota. Cel mai probabil planeta era ce dracu putea să strice la Logan. El era îndreptat cu un alt copil de-al nostru rapide, știi? Că dacă nu era ăla, îl credeam. Ce s-a întâmplat? S-a rupt planeta și Joro. Păi normal, dacă era la 7 minute, bum, și-a ridicat picioarele de la vrea, s-a rupt!
Ia și care ce zice asta. Nu, că nu era chiar la 7, era la 6850. A, da, mă, eu am vrut să plec tare. Înțelegi? El a vrut de toți banii. Cum e, cum e tare? Era blană. Era de toți, ai vrut moca, moca. Așa că, na. Apoi am ajuns în sferturi de semifinal. Mă rog, am ajuns destul de... Champions League, da, așa. Și a plecat, am așezat-o eu, a plecat, dar a plecat un pic mai, mai puțin decât am vrut. Eu am dărâmat niște cauciucuri, în fine, n-am ajuns în finală. Dar mi-a plăcut super mult că am ajuns să mă dau acolo cu niște oameni care chiar se dădeau în campionatul național de raliuri, adică puteam să mă compar totuși cu cineva care se dădea, într-adevăr, participa la nivel. Leger și tu erai cu sufletul la gură, ce zic. Adică la aia era un fel de închidere de campionat, aia o pretenească și eu eram... Îi bat pe seama, eram în campionat, îi neroceam, da, exact. Asta l-am făcut meu degeaba, zic că nu. Corect, dar cred că toată lumea care vine după pentru care prima dată. Am mers următorul an tot în campionatul național de slalom paralel, am ieșit campion la clasă. Nu, că liniștit. Îi dau cu niște zahăr. Vrei niște zahăr și sugar? Nu, că tot deja e prea mult. Dacă, și așa vorbesc încet, dacă mai și mănânc și vorbesc, îți dai seama. Zahăr cu zahăr, plus cu plus, egal? Minus. Intri pe sub vasă. Hai de mă, zi. A fost un an în care am ieșit campion la clasă și pe 4 la general, dacă luăm și pe Vali în considerare, pe 3 dacă nu luăm. La ce asta? La slalom paralel în 2017. Vali nu-l mai e considerat. Să ieși pe 3. Da, pe 3 la general. Pe 3 la general, dacă pe Vali nu mai e considerat. Da. De ce nu trebuie să mai e pe Vali în considerare, da? Nu mai, eu venisem acolo să mă dau de umplutură și le stricam oamenilor clasamentul. Păi știi ce mești tu încet? Păi asta am făcut, m-am exclus singur, mi-am dat una în cap, ba, pleacă-mă de aici. Le strice omul cu oamenilor. În fine, următorul an am zis că mai merg tot la slalom, că n-aveam bani de CNR, dar am zis că fac o etapă de rally. Dar zi-o pe aia cu bătrânul, că aia a fost bun, aia e de povestit. Da, corect. Așa? A ieșit inima, mă, corazonul din el la un moment dat, zi? Da, deci când s-a spart cutia, dar bine, acum iar de un an în urmă. Ok. A, a fost înainte? Da, a fost înainte. Și era... ultima etapă? Da, ultima etapă se dădea bunicul... cum îi cheamă? Mă rog, zi, bunicul meu. Un bunic unui pilot, care se dăduse și el mai de mult, dar acum, da, acum s-a dat doar la slalom paralel cu un Golf 2, țin și acum aminte. Bă, și... să mergi la 7-80 de ani sau cât avea, da, nu e rău, era... Da, dacă terminam eu cursa aia, urcam pe 3 la general la final de an. Deci el are o problemă cu terminatul curselor, da. Văd. Okay. Deci dacă termina, dacă nu scoatem pe faci bord și genul, dacă termina cursa aia, așa, zic. Dacă nu venea nenea tataie, da. Așa, și la locul tataie, măi, la locul tataie. Da, și na, s-a spart cutia, n-am putut să merg cu altă mașină în continuare, că n-aveai voie să schimbi, n-aveai voie să schimbi mașina. Și după un an, doi, da, Jean Tatu. Da. Bunicul Jean Tatu. Bunicul, așa. După un an, doi, mi-am dat seama că aia a fost de fapt ultima cupa a lui Nenea, că după aia nu s-a mai dat niciunde, venea s-a pensionat. Venea coronavirus de atunci, să știa. S-a pensionat și am zis că mi-a părut bine după aia că uite, a luat și el ultima. Că nu mai primit tu după aia. Cum? N-a mai primit tu altele după aia. Da. Și că el nu mai lua altele după și eu aveam tot timpul din lume, corect. Dar atunci eram, să zic, mai necopt și n-am văzut lucrul ăsta. Acum nu că ar fi foarte copt acum, dar nu, clar. Voi stricați ce vreau eu să arăt aici. Da, iartă-mă, cer să nu mai, uite, aveți beau Fanta, mai eu... să mai băgăm un pic în cuptor la dospit. Eu... Așa, și apoi în 2018 am zis că fac o etapă de raliu, să văd eu cum e, cu niște băieți din Timișoara care i-au pus mână de la mână, au strâns niște bani, mi-au dat foarte... Ce înseamnă o etapă de la picior, de raliu? Ce înseamnă o etapă de raliu în costuri? În costuri, bine, eu... Cu avantajele lui Vali, că te ajută, că te mai lasă, că-ți mai, nu știu, habar n-am. Păi, ce în primul rând... Asta cu închiria de mașină, Fanta. Deci cu închiria tu de mașină la pentru Rally 2. Tine, mă, sugăre, pentru tine, pentru că te câți bani dai tu, tu personal? Eu personal. N-ai, ai mașină de raliu tu? Nu. Poate ai tu? Ai tu mașină de raliu? Poate are vreo mașină de raliu și nu vrea să folosesc, mă, frate, mă. Ai tu mașină de raliu? Iar dai de în casă. Acum de din serviciu. A fost deci pe mine undeva la 1000 și asta de euro. Asta incluzând că este mașină, serviciul nu-l plătesc eu și cauciucuri am mers cu second. Vezi, serviciul ăsta nu-l plătesc. Bun. E... Deci ai sponsor, măi, șmecher. Da. Ia ridică-te, mă, picioare. Cineva. Nu am un sponsor. Așa, cum făceau? E mare șmecherie, nu?
Iar, dar revenind, am vrut să fac o etapă, să văd și eu cum e în campionatul național de raliuri. Okay. Am mers acolo, am prins raliul Brașov. Ideea a fost să merg la Arad, că e Macadam și îmi place mie foarte mult Macadam. Okay. A venit raliul Brașovului, eu n-am mai rezistat să stau acasă, așa că am zis că mergem la Brașov, la Brașov și după aia vedem ce se întâmplă. Okay. Și bine am făcut, am mers la Brașov, asta cu Logan, da, am mers la Rally 2, o etapă, cu Loganul de la Vali. Cu ce am mai strâns băieții de la Timișoara, cu bani de acasă, cu ce am mai strâns eu peste iarnă, a fost chiria. Eu când am primit 3000 de lei sponsorizare de la zi, am zis, mamă, cu banii ăștia tot campionatul. Am plătit chiria la mașină, cazare, drum, nu știu ce, și am zis, mamă, dar ne trebuie gume, cu ce gume merge. În fine, a venit, am cumpărat două cauciucuri, cu două m-a ajutat Valia, am mai găsit el prin garaj. Dar nisese, m-am dat cu cauciucurile de iarnă ale lui Vali de pe mașina de stradă. A fost un raliu foarte, deci pentru cât mine chiar mi-a plăcut foarte mult. Cât s-a putut, frate. Iar a doua zi era, majoritatea probele erau la deal, aveam grupul mediu atunci, la deal Loganul nu prea făcea mare lucru, mai ales că la Rally 2 nu, adică nu era cupa Dacia cum ar veni, erau, mă bădeam cu toate mașinile. Okay. La deal am mers cum am mers și la probele la Vale chiar am avut rezultate foarte bune. Scripirea aia pe care a avut-o Vale atunci cu datul peste cap și revenitul din nou pe locul 2 la Cluj a fost la mine la Brașov, când pe Poiana la Vale am venit din 90 și ceva de mașini pe 30 la general cu Loganul în timp unele Evo-uri. Să mai vin repetitorii, aveți? Da. Cu tot cu un 1-3-2 în loc de 3-4 i-am dat 3-2. 1-3-1 să practicăm. Da. 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 Așa. Deci, îți dai seama, dacă nu făceam aia, îi băteam și mai rău. Aproape că mă bătea și pe mine. Venea pe 15. 12-29. Așa și... Băi, dar toți copiii, mă... calculează așa. De ce? Să le faci, n-ai ce să le faci, nu? Dacă, dacă nu-i trăgeam acolo, mai aveam încă 15 poziții. Dacă nu, dacă nu ieșeam afară, poate terminam pe 3. Așa a fost, a fost momentul în care a început colaborarea mea cu Eugen Cărăgui, Imbold. Ok. Pentru că l-a întrebat pe Vali, eu la Cluj, de ce nu mai vin? Și Vali a explicat că... Bine, nu e finanțe. De ce nu vine Cristi la Cluj? Cum adică nu vine Cristi la Cluj? Că a zis că pleacă din țară, dar până la urmă vine. Păi nu vine, că scria pe Facebook că nu vine. A, nu Doroșu, așa la Cristi. Nu știu, mă, nu mai are bani, săracu. Păi cum nu mai are bani? Păi nu are, păi hai să-l ajutăm. Păi ajută-l dacă vrei, ce să-ți vrei, dacă vrei să-l ajutăm. Gata, hai să-l ajutăm. Gata, bine. Și tu te-așa dintr-o etapă în alta, s-a făcut tot anul. S-a făcut tot anul, da. Dar eu la Cluj am zis că dacă mi-au plătit oamenii, eu trebuie să le demonstrez ceva. Și cât ați luat, nu? Merg, toți banii, tata! Ejaculare precoce. Peste unul, bau, direct. Asta e fapt. 5 km a făcut, nici atât. Am mers 20. La shakedown, am bătut tot așa. A bătut generalul? Așa, și când am prima probă, a, erau niște bile unite, eu am virat la mașina, n-am vrut. De ce? Erau bile pe jos, era murdar. Și era un pic mai tare. Mult interior scos, mult pietriș. Okay. Hai nu mai curăța, că aici nu mai sunt bile. Așa, bun, și de ce n-ai luat interiorul? Că nu înțeleg. Păi nu l-am prins, n-am ajuns la el. S-a dus el drept. Era undeva și era la altă. Sub o sârmă ghimpată, pe... ne-am dus. Adică... Și cât am stat cu mașina cu zgârieturile aia pe plafon și pe parbriz, aveți zgârieturi. Da. Ce-a zis? Bă, tot anul n-am. În fine, am ieșit de acolo și eu încercam să conving oamenii de acolo să tragem de aia, că ea iese. Dar ea se uită așa în jos să vezi mașina. Eu eram convins că aia merge scoasă de acolo. Păi, și eram supărat cumva că uite bă, ce, ăștia nu vor să tragă de mașină să țărani, mergem și noi mai atât. Da. Nici spectatorii nu mai zic cum erau. Uite-i domnule pe aia afară cum pun mâna toți. Da. În România nimic, e de căcat. E un Logan, sigur iese de acolo. Da, 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 da. N-a ieșit. Am scos, nu, n-a ieșit. Mai am scos-o tot așa cu troliu, cu așa. Pune și tu o pilă bună la off-road, că nu se știe când mai ai nevoie de... Da. Să te vechezi. Un troliu ne trebuie. Nu, să vină după tine și hați, te scoate de unde ești. Bă, n-ar fi rău. Da. Îți poți să-ți faci o echipă de asistență de off-road, da. Să ai mașini pe etapă peste tot. Că când scoate că tu ești, băi, eu ies, eu tanac. Eu ies, eu nu, eu 100% ies, dar voi să fiți acolo să mă scoateți, că nu ies atât de rău. Am scos, mă rog, am plecat. O încropim noi cumva. Am plecat pe rost de acolo, adică mașina nu avea mare lucru. Tu aveai dreptate. Da. Dacă o scoteau, tu mergeai, dar n-am vrut. Și tare, adică și tare, mergea.
În fine, am crezut că na, s-a terminat cu treaba asta, adică oamenii mi-au plătit ceva, eu... Vezi, gata, mă, ieșit, s-a dus. Deci am luat preconcepută. Da, du-te acasă. După care m-am întrebat dacă ne vedem la Arad. Și eu eram foarte mirat, pentru că nu credeam că o să mai continue. Să-ți mai dea șanse, da. La Arad am ajuns, eram pe 2 la general, la Rally 2. Era pe Macadam, eram mai în elementul meu. Am zis că nu tragem să-i batem pe aia de pe 1, că, bine, pe lângă faptul că era o mașină mult mai performantă, era un Clio 2 RS cu 180 de cai, cutie crabotată, altă mașină. Și am zis că mai bine ne menținem pozit decât să facem ce am făcut la Cluj. Și ai ieșit pe 1? Da. Vezi? Ți-am zis că să te concentrezi, să mergi încet. A fost ultima probă. Să te concentrezi, să nu uiți. Băi, eu trebuie să mă concentrez să merg încet. Să știi. Simplu. Așa, să-ți faci în cap, băiat, trebuie să merg încet. Și am mers ultima, am mers cum am mers, am... Mai încet. Mai încet, că e mai eficient. Și când am ajuns la finish, nu era semnal, nu știam timpii. Și aveam 57 de secunde în spatele lor și le-am dat 1 minut și 2 secunde. Deci 2 minute ai recuperat, cum ar veni. Dacă aveai 57 în spate și le-ai dat 1 minut, nu? Păi nu, aveam 5 secunde în față. Test, așa. Ok. Neașteptat, adică nu așteptam pe proba aia, era o probă lungă. După care a venit un asfalt. Am mers cât s-a putut cu Loganul. De tare. Da. Nu ți-ai repetat, nu ți-ai repetat, trebuie să merg încet. Nu, tu ai mers tare, ai mers tare. Ai mers cât s-a întâmplat, scuzeți, când ai mers tare, da. Am stat pe drum, și ai câștigat? Nu, am ieșit pe 4 sau pe 9. Nu, mers tare, să mergi încet, frate. Știa că taxi, că Loganul a fost un taxi și a fost toți ani de viață pierduți care a mers încet. Să recupereze. Ideea era că pe asfalt n-avem cum să-i bat cu Clio-uri și alte mașini, așa că am mers cât s-a putut. Am făcut însă la Harghita, proba mea am referată Elueta. E foarte îngustă, foarte tehnică. O să mai fie și anul ăsta, da? Așa. Da. Acolo am făcut treaba bună. După care a venit alt macadam. Ideea e că toate macadamurile le-am bătut anul acela. Și ultima etapă era decisivă pentru titlul de Rally 2. Ok. Eram ori noi, ori Bogdan... Și era de asfalt la Sibiu. Ok. Da. Ori Bogdan Moldovan cu Clio. Și era asfalt, știam că nu putem face nimic cu Loganul, așa că trebuia să găsim ceva, o altă mașină, indiferent ce mașină. Ce poți să schimbi mașină așa? Păi poți, da. Pe la general... Nu, dar nu conta clasa. La clasă eram campion. Da, la general, am înțeles. La general. Și atunci a venit Eugen și a spus că el oricum schimbă mașina cu 208R2. Și că mă pot da cu Sandero, dacă... Dar înainte de asta, povestește-ne cum te-a sedus Vanessa la coasta, la compromis. Înainte de scriu, am zis că era coasta la Câmpul Lung, la o săptămână de distanță. Și am zis, bă, dacă așa e frumos, avem săptămâna viitoare raliu, face și noi coasta, acum să ne intrăm în ritm, așa. Și merge și la Sibiu ca lumea. Și s-a îndrăgostit de Vanessa, sau de timpii ei, de fapt, mai bine zis. Și se răspunde. Am zis că mergem foarte tare și că batem. Bine, era singur la coastă. Mergem, dar era singur, că nu, copilotul nu e, știi? Da. Dar rămâne de la raliu vorba. Păi tocmai aia, mergem, că dacă mergem. Mai era ceva, poate zicea să mergi mai încet. Da. Sugar, mergi încet. Și am zis că noi trebuie să batem. Trebuie să-l vezi, nu, trebuie să scoate telefon. Scoate că unde să filmulețul. Nu, dar nu-l punem. Nu, lasă. Îl vedem noi în privat. Hai zi. Așa și Vanessa. Mergea tare, adică chiar merge Suzuki, tare cu Suzuki, la 1.6 tot la aceeași casă. Da. Era cu Sandero. Și eram cu Sandero și am zis că trebuie să venim măcar în timp. Măcar. Și era un stânga 4-5 acolo pe coastă la Câmpul Lung. La Tanac Blană. Blan. Și problema e că era Ud un pic pe jos. Și eu am venit. La Tanac nu conta. Nu știai că era Ud acolo? Ba da. Ba da, cum să nu știi? Dar aveam și gume pentru ține, boss. Dă-i că ține. Și mi-am dat eu seama un pic înainte de viraj că suntem un pic prea tare. Un pic. Și am luat un pic piciorul de pe gal, fix cât trebuia. Și a plecat de cur, ne-am întors, mergeam cu spatele, nu știam ce să întâmplă. Tu cu mașina v-ați întors. Da, da, eu cu mașina. Ei doi. Da. Ei două. Și am lovit un mare beton de pe margine. Tare? Mă, era tare. Tanac. Ce da. Adică punte arii pe spate. Nu era problemă că raliul Sibiu era tocmai săptămâna viitoare. În două zile plecam la Sibiu. Așa că am trecut peste incident, am mers la Sibiu.
Ai reparat mașina? Am făcut noi tot felul de planuri, că dacă ies ei pe 1, noi pe 4, 5, ca să luăm puncte cât de cât, să facem, mm-hmm, să dregem, să ieșim campioni. După prima zi eram pe 1 la general, cu vreo 20 de secunde avans. Și era cumva incredibil pentru noi, nu credeam. Dar erau și probele cumva pe gustul nostru, erau de viteză mare. Bă, dar mai ați dat seama? Ce? Viteză mare. Puteți să ai puțin zahărel? Dar nu, că mie-mi plac alea de nimic. Cu sare mai pus, mă, sau pui doar zahăr? Așa, așa. Așa? Și a doua zi era păltiniș în urcare, unde știam că ne luăm bătaie, că, na, totuși e... Nu merge Logan. Na, așa. Era ceva, Sandero. Iar ne-am luat bătaie la urcare. Și la vale rămânea să demonstrăm ce avem de demonstrat la vale. Ai scos pedala de frână și da. Și la vale, da, problema era, noroc cu un copilot mai experimentat, Alin Lăpădușa, pe care l-am avut din Timișoara, parte din grupa de băieți care m-a ajutat să iau statul la prima etapă, mi-a zis, aici primii nu știu câți kilometri nu frânăm, mergem linia, nu știu ce, ca să avem frâne jos. Eu altfel nu aveam frâne, sigur, jos. Corect. Adică... Da. Și așa, asta e problema cu la Daci. Adică pe mine nu mă țin frânele la probele la vale. Folosește-le mai rar. Așa, și am ajuns jos. A fost, e, nu știu, e sentimentul ăla când ajungi jos și aștepți timpul celuilalt concurent și vezi că ai bătut. Deci aia a fost pentru mine, nu o să uit niciodată. Și a rămas atunci, Eugen spusese că anul următor să merg atunci în echipă, că atunci eram la Rally 2, să merg în Cupa Dacia pentru DTO Rally Team, tot anul, cu Sandero. Eu cumva nu realizasem ce mi se întâmplă, adică eram foarte fericit, îmi doream să merg în Cupa Dacia încă de pe la 16 ani, pentru că erau mai multe cazuri care mergeau în Cupa Dacia, era Florin Pincescu, Raul Badiu, Norbert Maior, adică mai mulți care au mers mai de la 16-17 ani. Mi-am dorit foarte mult, am luat startul, am început cu Raliul Argeșului, care a revenit după 9 ani a revenit Raliul Argeșului. Organizat am de dormit echipa într-o livadă acolo odată, la un raliu. Și mă lase somn. Am dormit într-o livadă de prânz. Bă, dar vă știți ce zi e azi? Ziua îndrăgostiților. Nu? Păi, Valentine, la mulți ani. Păi de ce eu nu sunt îndrăgostit? Păi, eu am trecut să-l logotnic. Fierbe ăsta e la frigider. Ce vezi, mă, frate? Bă, ești nebunia de azi, mă. Ce, mă, suntem calzi sau ce? Ăsta e rece. Păi tu ai 40 grade și ăsta minus 20. Eu-s mincinos. Am bătut Raliul Argeșului la Cupa Dacia. După care a venit Raliul Aradului, etapa, cum place mie să zic, etapa mea de casă, pentru că e cea mai apropiată de Timișoara. Dacă a dispărut Timișoara, a dispărut Timișoara. Așa. Am mers pe primele probe, prima probă e una din probele mele favorite. Joint, doar joint. Doar joint. Sunt cu joint. Joint. E bine așa. Tot fie băpaci. Așa. Proba mea favorită, una din ele e Frumușeniu, prima probă de la... Am mers de toți banii la Arade pe prima probă acolo. Ai bătut generalul? Nu, dar la Dacia am avut avans vreo 40 de secunde. Ok. După prima zi am avut 2 minute avans. Și a doua zi pe prima probă s-a rupt suportul la cutie. S-a rupt. Sigur, mă, să mai rupe el așa, dar... Nu l-am rupt. Nu l-ai rupt tu, nu. Apropo de nereluțul, știi cum zicea? Nu l-a rupt. S-a stricat alternatorul. Păi de ce s-a stricat alternatorul? S-a stricat. E așa se strică. S-a stricat, așa se strică. Păi de la ce? Se rupe, așa se rupe. S-a stricat, așa se strică. Pare normal. După care am rămas numai cu a întâia și a doua. Cu grupul scurt făcea 60 la oră în 7000 de ture, adică era imposibil să mergi. Mărgând așa cu a doua prin pădure, am ieșit o creangă, ne-a spart și parbrizul. Și ghie, și ghinion, e smusă. La viteza aia e de înțeles. Da, așa. Am terminat proba, am încercat să legăm cu o kingă motorul, dar ne-a prins, fix când ne-am dat jos din mașină, a început ploaie torențială, ne-au dat, eram... Nu, mai puteau domnul să te-am ploaie. Și ce am stat, m-a zis ca idee. Combinezonul, îți făcea abur în mașină, nu făcea bine dracu. Am încercat să o facem, să intre măcar într-a treia, să terminăm raliul, n-am reușit, a trebuit să abandonăm. După care am spus că recuperăm la Bacău. La Bacău. La Bacău însă în prima zi. Cum povestește el așa și mine ăla, bătrânce? Ai făcut-o de căcat.
zi, hai. Zi, mă, hai, ia zi, ce-ai făcut la Bacău, ia. În prima zi am scăpat așa, la milimetru. A, ți-ai adus aminte de aia, că data trecută când am mai fost la emisiune... N-am mai povestit. Nu, nu, nu. Băi, aici are timp. Dar am întrebat eu după aia mașină. Bă, dar zice că la Bacău în prima zi s-a întâmplat ceva. A, păi da, nu, am ieșit un pic. Păi da, era un stânga duș și a venit cam tare și ai avut noroc că ai avut unde să te duci să dai cu spatele. Acolo se răturnează pe șunea. Era un drum. Era un drum, dar ăla s-a și am luat-o pe calea ta cea dreaptă. Păi l-a încercat să ia virajul și s-a răsturnat. Și eu mi-am dat seama că nu-l mai luăm, așa că am virat, ne-am ridicat pe două roți, așa, dar mult, foarte mult. Am picat înapoi, am dat din marșa. Și a zis, n-are cum să fie vreun semn ăsta. Nu e un semn. Nu e așa, e o întâmplare. Și a doua zi... Am avut ghinion. Da. A doua zi aveam de recuperat 4 secunde și eu am crezut că astea 4 secunde sunt 40 de fapt. Da, am mers. Da. A ieșit dracu din tine și a ieșit afară, nu? Și pe penultimul viraj din probă s-a terminat drumul. Aia cu copacii? Ai pus-o între copaci? Da. Cu cur un pom așa, da. Am ieșit de acolo, am... Păi nu mă, stai, povestește-le omul că te-ai răsturnat, ești nebun. Păi da, ne-am răsturnat. Am ieșit de acolo. Stai aici, am venit în ultimul viraj. Pardaf! Da. Ce prrrr! Tanac! Păi erau niște cinciuri legate pe coborâri și închideam doi. Și eu în loc să-i dau una în jos, i-am mai dat una în sus. Și când am... Dar ce ai greșit? Cum? Nu știai? Ba da, dar am crezut că mai e un pic. Ai am crezut că merge. Mai e un pic, da. Mai e un pic, că mai e un am loc. Am înțeles, e drept. Mai e drept. Care ne-am dat seama. La viteză mare să închid repede metria. Și mă-i mănâncă mașina, mănâncă rău. Mi-am dat seama. Ca pe care așa. Să termină drumul. Am încercat să dau un frâne, să dau ce inferioare, să mai... Să recuperez ce ai greșit de la intrarea în viață. A prins afânătura aia de pe margine, ne-am dat peste cap, ne-am oprit într-un copac. Am ieșit de... A fost așa ca o mașină de spălat. Am ieșit de acolo și ne-am dat seama că nu putem scoate mașina de acolo. Că am vrut. Oamenii să pună mâna. Tot oamenii, mă, nu prea erau oameni. Dar nu erau oameni. Aici era de înțeles că nu era lume. Dar acolo... Dar acolo, chiar Bulangi. Puteau să tragă, mă, puteau să pună oțul. Am făcut și rost de King atunci. Tot nu. Nu, nimic. Nu s-a vrut. Nu s-a vrut. România. Știi, România. Așa? Și... Da, a fost al doilea abandon. Mă rog, după Bacău, nu știu dacă imediat după Bacău sau mai târziu, eram noi pe la garaj și făceam așa, sinteza jumătății de sezon, cum ar veni, știi? Și făceam o comparație. Câte victorii ai la Cupa Dacia tu? Două. Și eu la general. Eu câte am la general? Două. Tu pe ce loc ești la general? Pe patru. Eu pe ce loc sunt la general? Pe unu. Păi cum? Că două victorii avem amândoi, știi? Da, eu da. Are două victorii, dar 14 abandonuri, am două victorii și mai am un loc, 2, un loc, 3, adică am tot încercat să-l ajutăm să înțeleagă că e important să fii constant. Și să termini, să strângi acolo, da. Să pui la pușculiță. După care... Câte unul, se face treabă la sfârșit. La Harghita. Că scrie cineva. Eu vezi ce scrie. Eu vezi, nu știu. Eu că nu văd, eu sunt bătrân, drag. Ce zice, zi și de luneta pierdută la Bacău, auzi. Ion Ai văzut, mai bine te puneam să citești, băi. Cred că l-a chemat pe Sugar aici să-l facem de râs. Cred că mai am și filmarea cu Sandero când îți scoteai din copaci, auzi. Ia uite, e bună filmarea. Da, așa, da, am vrut să iau luneta, să o pun în cameră, am mai rămas. Dar a rămas la unul din arbitrii. Ce mă, păi scăpa să ia lipită, s-a dus dracu. Păi era Thunder, dar era cu folie. Azi, gata, mă, mai folosesc eu pe asta. Mai bun, folosesc, o țin, mă rog, ca amintire mai puțin plăcut. Da. Și a venit Raliu Harghitei, prima probă după o tumbă de asta, e mai dificilă. Nu... cu ficuță, da. Și normal. Am avut fix norocul să fie una de 30 dar de dar nu și pentru Tana, ăia n-au treabă un frate. Sunt vaccinați. Am prins și o probă de 30 de km. Mie mi s-a părut că a mers bine. Și când am ajuns la final ne-a apucat plânsul. Am luat o bătaie soră cu moartea că, no, după incidentul respectiv. Apoi următoarea probă am venit un pic mai tare și pe a treia am câștigat-o deja. Okay. Ne-am revenit, a fost tot bine. A doua zi am recuperat 50 de secunde. Am urcat din nou pe 1 și am făcut o pană. Și s-a dus dracu tot iar. S-a dus iară tot, nu-i bine? Mergând pe pană, i-am văzut pe concurenții cu care ne băteam noi, Bogdan, Gheorghiu, erau ieșiți în decor într-un stâlp, noi pe pană. Eu ei... făceam zi... Nu, așa le făceam. Noi eram pe pană. Ce era că trecea un jur așa, cloc. Uite, mă, că eu merg. Nu, el se bătea cu ăla. Da, am înțeles. Dacă era tot era în șanță, trebuia să câștige, nu să fie pe pană. Că veneau și ceilalți din urmă, nu era un infinit timp. Am pierdut 2 minute pe proba aia, ne-am oprit să schimbăm roata. Am schimbat 2 minute, am făcut pană. Da, 2 minute e enorm.
am făcut noi o socoteală că trebuie să batem, să batem, să mai urcăm pe 3 și când pe ultima probă cât să mai urcăm pe 3, n-am luat un interior, a plecat cu curul printr-un șanț, am strâmbat puntea, am mers proba așa tare cu puntea strâmbă, da, deci aveam impresia că așa face roata pe spate, dar de fapt era doar puțin strâmbă. Okay. Și am terminat proba așa, tot cu țipete din partea lui Vlad, că mai încet că să ridică, așa. Fricoși. Tanac! Până acum când țipa zici, Tanac! Și tragi! Am terminat pe 5 și ne-am dat seama că prima jumătate de sezon a fost un dezastru. Chiar dacă noi eram, adică ca și ritm eram acolo, dar a fost un dezastru și că trebuie să facem ceva să o luăm de la capăt. A venit raliul Sibiului, am arătat că se poate merge și frumos și curat și să și câștigăm. Iar la Iași, din păcate, am rupt dreapta spate într-un cap de pod. Care de cap ce? De pod? Cap de pod în care a sărit Vali cu un an înainte. A zis pe Iulia, băi, las singur anul ăsta? Anul trecut l-a luat ăla, dar acum îl iau eu, da. Lasă să stai așa nebăgat în seamă. Ce trebuie să fie? Cap de pod, deci la Sibiu, după ce ai făcut o analiză a jumătății de sezon, ai zis, bă, trebuie să merg curat și să fac, și ai mers la Sibiu. Ce s-a întâmplat după Sibiu de noi? Păi na, doar la capul de pod. Era macadam și... Telefon! Îmi place pe macadam! Valul de praf! Nu, da, păi, valul de praf. Am terminat proba așa în 3 roți și nu ne-au mai lăsat să continuăm, că eu am vrut să plec. Bă, ce bulangi, bă, nu l-au mai lăsat să meargă în 3 roți. Lumea împotriva ta. E lumea, toată lumea împotriva ta. N-am înțeles de ce, nu știu. Cum adică, mă? Ce? Ce are, bă, dacă mașina mergea, ce are? Ce? N-ai văzut că și pe aia o crește pe afară poliția? Ajungeam în servis. Știi că da, dar mai erau probă în VDC, când a venit el prima oară. Cât a avut? 7 etape? Da, da, da. Hotărât. În fine, a trebuit să abandonăm și au rămas ultimele două etape unde am zis că trebuie totul să demonstrăm măcar acum în ultima sută de metri. Măcar în ultimul ceas. În ultimul ceas, că suntem în stare să facem ceva. Hai, demonstrează că suntem în minutele. Ce? La Cluj am mers foarte bine. Să zici tu sau toată lumea? E foarte important să știm cui e părerea ritmul asta? Adică e părerea echipei sau? Am fost rapid și safe în același timp. A fost tot în regulă. Iarăși, părerea ta sau? Adică oamenii au zis, Vali, bai, mergi safe. Nu, a doua, ultima etapă la Brașov, după aia am zis, ok, hai, zic, da, așa. Așa. În schimb, mai greșesc și copiloții. Am pontat... Sunt și oameni, bă, frate. Da, da. Am luat un minut de penalizare și într-un moment de conștiință am zis că nu ne enervăm, mergem mai departe, recuperăm. E bună. Ce mai tare poți, da? Bă, dar nu voia, și m-a căutat pe acolo, să spun ce faci, așa. Ce? Ce, doamnă, trebuie să spun ceva, nu știu cum să spun, așa, nu o dă nimeni. Ce-ai făcut, mă, frate, cu minutul ăla, știi? M-a contat frate mai devreme, cu minut. Oh, bădău. Și am inspirat, nu le spun nimic, hai, lasă, da, dracu. Nu mai puteam să zic nimic, nimănui, că... Așa. Și am așteptat, nu știu de ce am sperat eu că minutul ăla nu o să apară la final de zi pe listă. Nu puneau pus să vadă public așa, nu-și băteau joc de om. Zici că... Ține-o pentru ei. Da, hai, mă, măcar poate... nu ne zic. Da, trece cu vederea. Și seara a venit vestea, pac, 70, echipajul 70, un minut penalizare. Ce au trebuit că au zis ai așa? Iar... am zis că recuperăm a doua zi, bine, Vlad a zis că nu recuperăm, că iar o iei razna. El mai pragmatic, așa de fapt. Mai pesimist. Știa ce are la vară, ce defect are telefonul. Așa, a venit proba lungă de 30 de kilometri, unde am dat 40 de secunde. Mai aveam încă 20 de recuperat acolo. Un flec. Și am zis că pe ultima. Da, la un moment dat, mi-am dat seama că... E bun și un loc 2, că tot mai avem șanse la titlu. Băi, ești bun, e bun facem, și loc 2? Decât să greu, facem rău. Greu ți-ai dat seama. Am venit totuși tare pe ultima, dar la un moment dat le-am văzut pe concurenții cu care ne băteam, erau opriți pe dreapta cu problema pompa de benzină. Și am ajuns. Și de acolo am lăsat-o mai încet. Am zis că e cazul să... Genul, cum adică să-i spui dacă poți să câștigi? Nu, frate, eu câștig. Și am câștigat raliul Clujului.
Wow. Și a venit la Cupa Dacia, stai. Da. Da, nu, nu la acela, nu, da. Da. Și s-a supărat Simone. Da. Și nu. Mai apoi la Brașov. Simone, iartă, nu. Nu știe ce zice, e mic, lasă-l, Simone. A rămas bătălia finală la Brașov între mine și Andrei Mitre. Da. Doi produși și BPR. Da, 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 da. Prima zi a trecut și la final eram la 4. Și cum făceam dacă eu țineam cu amândoi? Ce? Nu știu ce întrebare. nu pot să procesez acum, lasă-mă că am alte lucruri de spus aici. E pe probă, lăsați. Hai zi prima zi și după aia te opere. Prima zi am mers, dar nu m-am regăsit cumva cu ritmul și... Mă rog, eram tot pe la final de primă zi, avea câteva secunde în fața mea. Eu eram distrus, adică am zis că nu știu ce se întâmplă, nu găseam ritmul să merg. Nu te concentra acolo. Și a doua zi am plecat așa, până a doua zi, eu eram la bătaia cu titlul, cu Simone, mm-hmm. și a făcut alea două pene pe față, mm-hmm. în prima probă, vud, mm-hmm. nu știu ce s-a întâmplat mm-hmm. acolo, mm-hmm. și nu mai mi-ar de nimic. Și seara asta, la 12 noaptea, că se uite un pic pe un bord, să zici mie pentru mine, hai mă frate, că n-am chef de nimic, mi-e somn, ce să mai mă uit pe un bord. Te rog, eu îți trimit acum și mi-a trimis un filmare, 700 de giga, nu știu cât avea, după ce că era așa mai durat o săptămână sau la des. Mamă, mi-era un somn, hai să mă uit, deschid aia, tap play. Mamă, zice că stă merge cu spatele, frate. Cum se vedea pe un bord, din Sandero, că e Sandero. Din a doua, a treia, zic, hai, mamă, deci era bine, să mă uit acolo, zic, și am început să zic la Niluță. Vezi că face aia, intră mai încet în viraje, vezi că virezi prea mult, încearcă să care viteză mai multă cu tine. Da, 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 păi nu, și nu că acolo e nu știu ce, acolo am făcut nu știu ce, dar e mai bine. Există explicații. Că orice, da. Vă ceva, nu, că așa, bine, eu ți le-am zis. Dacă le vrei să le bagi la cap, bine, eu mă culc până la revedere. A doua zi facem noi probele, nu știu ce, și ei pleacă mai târziu, mai în spate. A treia probă e zi lui Dan, ia uite mă, că e timpii live. Ia vedem ce a făcut aia mișto. Zice, mamă, i-a dat 40 de secunde lui Mitre, știu care, zic, hai că nu m-am culcat timpul degeaba. A înțeles ceva, de necoro, nu ne-am bătut capul degeaba cu ea. După proba aia în care am câștigat 50 de secunde... Dar cum te-ai reactivat tu total așa a doua zi și ai fost altă persoană? Nu știu, am mers prin pădure, pe acolo am mers. Nu știu nici el. Dar l-a terminat pe ăla, că l-a întrebat ăla pe unde ai mers de scos timpul ăsta, ce-ai făcut? Normal, au scos bond de la cerulă. Au scos bond de la cerulă. Nu credeau că e timpul bun. Nu credeau că e timpul bun și de aia. Băi, e ceva, da. Un minut, și... 30 de kilometri. Am zis că trebuie să menținem avansul ăsta, să nu mai mergem. Am mers foarte tare prin pădure, pe acolo erau niște denivelări foarte nasoale. Ai trecut la linie, adică la... ai avut noroc. Pe acolo la nu, că știam, era sub control tot. Ce? Mașina. La săritură, la aia, luai piciori din gaz, făceai ceva? Păi nu, nu? Că să... Era... Sau era... Măi, îl gămești până la urțimii, dar nu-i trag, sară cum vrea ea, că mă pișe, trag, u-du-du-du-du! Era u-du-du-du, u-du-du-du-du! Știi cum se audea la mea? U-du-du-du, u-du-du-du! Așa era șugărit, uite, ia! Ia! Asta era! Dă-i, bagă acum! Asta! Numai că Sandero! Sandero? Da, erau trei cilindri, aia e singura diferență. Trei cilindri, frate. Și... Gata, mă! Lasă-mă să trec. Ultima probă am lăsat-o mai moale și dacă ne luăm bătaie nu mai contează, trebuie să terminăm, avem avans mare și așa am terminat Raiul Brașovului, am ieșit campion la Cupa Dacia în 2019. Bravo, Sugar! Mulțumesc! Deci, eu am adică povestit, la prima participare, nu? De oră, da. În 20 de minute, 15 ani din 2003 acum și eu de-abia terminat două sezoane. Bine că sunt în 2020 și s-a terminat. Și mai e ceva, după asta nu mai e, uite la data, nu putem să plecăm. Păi nu, trebuie să începem cu pregătirile pentru 2020. Deci ai avut o participare, un full sezon? Un sezon, da. Și ești campion, la prima participare. Mă rog, dacă nu l-am mai avut și Rally 2, tot full sezon, dar era al campionat acolo, Rally 2. Păi, da, în CNR, da. E dublu campion consecutiv la Rally 2 și după aia la Cupa Dacia. Și la anul? Și ne dorim să repetăm. Bă, vezi că mai sus de locul 1 nu mai e nimic, frate. Da, mai sus de locul 2 e doar locul 1, dar mai sus de 1 nu mai e. Să ne menținem locul în 2020 la Cupa Dacia. Suntem în pline pregătiri. Trebuie să mai... Trebuie să te sperii tu de Vastine Pământ când ai venit aici cu pregătirile tale. Așa? Trebuie să mai strângem niște buget. Cu treaba asta o să mai colaborăm un pic, să facem. Aveți un plan? Avem un plan cu niște
sticăre pe mașină, să-și cumpere, da, oamenii, să-și cumpere oamenii un loc pe mașina lui Șuca, dacă Gina, vrei. Poate să scrie, nu? Da, poate să scrie ce vor ei. Ce vreți voi? Gina plus Maria. O să love de Valentine's Day. O să vândă Sugar locuri de reclamă pe poate mașină. Toată lumea să pună ce vrea pe mașină. Absolut orice. Mă rog. Ceva urât de Steaua, dar Forța Steaua, poți să scrii Forța Steaua pe mașină dacă vrei, poți ce vrei. Așa. Însă o să revenim aici cu mai multe detalii, cu un afiș frumos făcut. Face Sugar. Aveți nevoie cu politică, cu din astea? Nu, n-ai voie? Deci, că era mișto, scrie dacă PSD. Era voie, aveam și noi bani. Hai doar la număr scrie atât. PSD? Doar pe număr scrie. Și ne dorim să mergem tot campionatul, bineînțeles, de la cap la coadă. Asta cu banii veniți așa de la tot felul de stickere, cumva dintr-o etapă în alta, că vezi ce se întâmplă, știi? Adică nu știi pe ce te bazezi, da? E, avem o mică bază, nu suntem chiar așa rupți. Nu e chiar așa rupți. Fii ploi, dar nu toți bani. Exact. Mai trebuie bani. Mai trebuie. Câți bani? 10.000 în sezon? Cam așa. 1.000 de etapă, zici tu. Da. Sunt 10? Nu sunt. Băi, euro sau lei? Ce vorbiți aici? Euro. Și un pic mai puțin. Adică mai venim și noi, nu e vorba că nu mai venim și noi cu bani de acasă. Cu bani de acasă. Că dacă erau lire turcești, mai aveai bani de zero. Toți e foarte greu să vii cu ei, cu toți de acasă, mai ales... Și cea mai tare, greu, nu ai un să ne cari pe tren, așa nu poți să... Aici am mare noroc cu ai mei, că mă înțeleg și mă susțin, dar în limita posibilităților. Nu ești un bogat. Nu. Aș vrea să minimalizez ajutorul. Era mișto, ajutor. Era mișto, da. Da. Dar nu ești. Dar nu ești. Aș vrea să minimalizez. E bugat cu sufletul, măi, e bugat cu sufletul. Dom'le, când n-ai bani, ce faci? Cumperi o casă și un chilip. Da. Deci, și faci bani și se bani. Da. Aș vrea să minimalizez ajutorul venit din partea lor mei, că și ei fac mari sacrificii, și să devenim puțin mai independenți, să încercăm să... Da, știu, avanțăm. E greu. Uite, Vali, vezi, te-a povestit cum a făcut. Da. Nu a fost ușor. Ai imprimat ceva de vândut? Și vin de ceva, că... Na, vin Olexul de ceva, na, mi-e plin. Rupe, ești nebun. E greu la noi, e greu cu sponsori, e greu că legile nu ne ajută, nu? Bă, ne ajută și nu, că s-a mai modificat puțin. Da? Legea sponsorizării zice 20% din impozitul pe profit, da? Dar nu mai mult de înainte era 3 la mie din cifra de afaceri, acum s-a mărit la 5 la mie. Dar ca să înțeleagă puțin lumea, că foarte mult, de exemplu, nu înțeleg, că s-au dus la sponsori și el cioc. Deci, ai un profit, da? Să zicem 100.000 de euro. Dacă îl declari, mulți declară că n-au. Bim, din 100.000, tu dai 16% impozit. La stat. Da? Îi dai, îi arunci la gunoi. La stat, da. Da, asta, da. Din aia 16, 20% îi poți da în altă parte. Deci tu oricum îi arunci pe aia 16. Okay. Da. Din aia 16 ai statului, îi zici, pă, statule, nu-i lua tu pe toți, mai dai și lua mărătul ăla. Uh-huh. Înțelegi? Deci practic nu dai de la tine. Trebuie să doar să faci o hârtie. Da. Un contract de sponsorizare în limita, na, cât ai acolo profitul, ăia ai 16%. Ce și e greu Sugare? Păi lumea crede că... Lumea crede că e foarte complicat, că e, 50 dau bani. Într-adevăr, sunt foarte multe filme care dau la tot felul de cazuri speciale, la copii, da, la biserică, corect, și nu mai rămân. Că profitul ăla, toată lumea cearcă să-l facă cât mai mic. Mm-hmm. Acum când vorbim de companii mari, nu e acolo. Și mai sunt firmele alea care au un om la marketing care îi dă lui ăla și îl dă înapoi, nu? Mai sunt și aia. Se pot face și combinația asta, da. Deci chestia asta, în general, o știu un contabil foarte bine. Patronii, șefii, nu prea își bat capul, știi? Vorbește contabilul ăla, dacă are chef și zice, da, el știe. Dacă zice, nu mă lasă, sau i-am dat și gata, ai scăpat. Adică... În cazurile alea mai scapi doar dacă, într-adevăr, patronul chiar vrea să dea și să te ajute. Poate chiar vrea să-și facă reclamă, să apară pe mașină, adică, da. Nu e neapărat, adică îți dau, că eu oricum îi arunc. Și îl ajută și pe el, vedere, nu? Este că Sugar spectacol face, spectacol dacă nici Sugar nu ți aruncă în copac și nu e. Și cel mai greu e să ajungi la lumea nu înțelege. Eu mă arunc în copac pentru ei și nu. Băi, vezi că vine aia cu protecția mediului și te arunc cu copac. Nici nu-și dau seama la ce pericole te expui tu ca să-i faci pe ei cunoscuți. Tu asta trebuie să vedem, glumim. Anul ăsta am zis că vrem să aplicăm ce am învățat anul trecut, să mergem mai maturi și să facem în sezon. Să terminăm raliuri. Să facem exact, să facem ce trebuie și să terminăm raliurile cu rezultate bune, să fim constanți și dar totuși să avem viteză. Iar cred că e un moment oportun să demonstrăm asta după anul trecut. Am demonstrat că se poate, trebuie să demonstrăm că se poate și în alt fel acum.
Okay. Uite, în 2017, după pauza asta, când ne-am reapucat cu proiectul nou cu DTO, în 2017 a fost primul sezon din carieră pe care l-am bifat și a fost unul dintre cele mai bune rezultate, fără niciun abandon. Deci a fost singurul și primul sezon în care n-am avut niciun abandon. Dar nu vorbim de țărituri în decor, dar abandon tehnic, tehnic, că s-a mai întâmplat, nu că e sare afară, mai să strică mașina. Aia a fost singurul an în care nu s-a întâmplat nimic, nici țărituri, nici abandon tehnic, nici nimic. E o performanță, eu zic că asta ar trebui să țintești mai mult, asta să fie obiectivul tău, să termin. Chiar dacă și locul 2 și locul 3 e bun, da, și ala, și acolo dau cupe, bun, mai mici un pic, zis. Mai mici un pic cupițele, dar sunt și acolo, nu ți le ia nimeni, bă, nici după locul 2 și pe locul 2 ți le dă, are tare, le mai încurcă ăștia între ele, dar se schimbă după aia. Bă, dacă ai cu soluția de parbriz, o mai scot, mă, vreodată, sau ce rămâne forever? Premiul ăla cu soluția de parbriz. Nu, o să mai dau și cât un ulei, câte ceva. Da, ia zi-mă, de ce trebuie să pui iarna, nu gume, strop gel de iarnă și vara strop gel de vară și nu poți să le combini? Cum adică? Nu poți să le combini. Păi pune iară, iarna strop gel de vară și vara strop gel de iarnă. Păi ce? Păi ia zi tu, ce are? Păi n-are nimic. Cum, mă? Ce are, mă? Dacă pun de iarnă vara, ce se întâmplă? Păi ia-o invers, dacă pui de vară iarna, îngheață, da? Okay. Păi dacă pui de iarnă vara... Ce faci? Păi ia, hai să ne gândim, nu merge. De ce, mă? Pentru că vara apar niște specimene în plus. Insectele. Aia care spală geamuri în intersecții și nu mai poți să folosești. Insectele. Ăla de iarnă nu are proprietăți de dizolvat insecte. Serios? Și se face clay. Ia să încerc. Că, mă, nu știam. De-aia rămâi cu... S-a stins live-ul. De-aia rămâi cu... Nu, e de low power. Nu s-a stins, nu. Aia rămâi cu cârmâs pe parbriz. Și dacă îți aruncă cineva cu unul pe parbriz, tu primul lucru ce faci? De-aia nu mai știi că toate. Zup și gata, s-a tăiat tot. Da, nu știam că nu conțin carte. Deci asta o să fac compostare. Dar de ce, mă? Mai vorbim ceva? Mai vrei, mă, să zici ceva? Păi numai că o să anunțăm proiectul ăla cu stickerele pe mașină, o să poți să-mi pun și eu ceva acolo? Da. Vei pe Racing? Da. Poți pe mașină? Poți, mă? Da, mă, eu am pile, mie mi le pune moca. Nu știu ce să zic, că ți-aia îți face că stau 50%, 50%. Da, mă, nu. Prețul e preț. Aia e scriu, da. Nu se negociază nic, asta e. Da, asta e cât o să coste. Eu vreau la parasolar. Mă gândeam undeva la 10 euro pe sticker. Sticker. Da. Eu știu deja, cumpăr parasolul și scriu. To finish first, first you have to finish. Bang. Mergi cu asta pe frunte, frate. Direct. N-ai cum. Pe interior. Te vadă toată lumea. Nu, mă, pe afară. Pe afară. Să vadă lumea, da. Cât costă parasolarul? 10 ori, cât vrei? 1000 de euro, cât vrei? Mai puțin. Mai puțin. Mai face discount. Deci un sticker e 10 euro pe mașină. Da. Cât de mic? Mic, mic? Nu se vede? Atât așa. Cât e ăla, cu taxa, ce să zic. Da. 10 euro. Da. Da, știi că e ăla cu un pixel, un cent, pic, un pixel. Da, ceva de genul ăla. Da, e o idee bună pentru oameni să-și promoveze treaba, dar trebuie să te duci la ei, că altfel nu o să vină. De văzut nu se vede foarte mare la dimensiune, dar măcar ăla o știe. Bă, am și eu ăla pe mașină, da, bă, în poartă asta, pe păduri, pe unde se duce și merge tare. Nu e rău. Dar să mai vedem un poze. Să mai vedem poze, da, o să facem oricum poze mai din aproape, cu taguri, cu concursuri, cu... E o chestie care se poate mișca așa un pic. Să pună fiecare câte puțin ca ăla să-și adună. Să faci o comunitate, așa. De bugete foarte mari, încât să zici că nu ne ajung. Adică sunt sume mai mici care pentru noi contează, fiind la Dacia, nu e nevoie chiar de așa. Cât costă o etapă cu R5? R5. 1000, zis. Cu R5? Cu R5, scuză-mă, da. 20. 15-20, da. Deci s-a face două sezoane cât e la noi o etapă de R5. Da. Da, nu știu, prea scump sportul ăsta. Puteți să liști tu altceva? Hockey, de exemplu. Ce zic? Nu ai un punct de lui pe gheață, șac. Știi, are la șac, de la Consiliul Județean, bani. Păi da, mă, dar oamenii stori creierii, păi că viața. Bă, dar să știi că au fost unii sponsori care au zis că e foarte interesantă treaba și ar vrea să se bage, dar au zis, noi nu ne asociem imaginea cu un sport care, din păcate, nu depinde doar de sportiv, ci de mașină, de pregătire, de ghinion, de să rupe piesa, adică tu ești bun, frate, dar să strică mașina. Păi da, dar lumea vede lucrul ăsta de afară, nu e ca și cum. Și dacă se strică mașina și știi să-ți faci imagine bună... Aia da, clar, dar vreau să zic că erau strict, nu, doamne, trebuie să o dregi cumva după. Nu depinde doar de tine ca sportiv. Da. Păi o nu depinde, și vrei, asta e treaba. Da, e în sfârșit. Și la fotbal e la fel, îl iei pe ăla, îi dai milioane pe el și aduc piciorul în 6 luni, nu mai joc. Milioanele? S-au dus milioanele? Înțelegi? Da. Băi, vă mulțumesc că v-ați făcut timp. Noi tu să vii din Timișoara cu trenul, cu cușetă, cu alea, cu alea, cu vali, GPL-ul. Cu GPL-ul, na, vedetele, știți, anunț eu la început, e mai greu.
Sper că ați înțeles esențialul, dacă vrei se poate, avem aici exemplu, adică mie chiar mi se pare un exemplu, Cristi Sugar, dacă vrei se poate, pentru că imaginea asta de a merge la curse și motorsportul costă foarte, foarte mulți bani, probabil că și eu toți în piept și zic, bă, eu n-am, frate, n-am nicio șansă să ajung acolo. Da, te demoralizează din prima și... Uite că există varianta în care se poate, dacă te ții de capul, dacă știi să desenezi Evo, pac, te lipești de un boss. Când l-am văzut, dacă nu mi-am imaginat vreodată că o să ajungă, nu să fie în echipă cu noi, să fie la nivelul ăsta. Da, mă, da. Uite că se poate. Bine, astea sunt cumva și datorită lui, că e una să crești sub aripa. Da, mă, tu ai făcut ceva, tu ai făcut pasul, te-ai dus la ușă, înțelegi, te-ai dus, băi, Vali, vreau. Bă, stai că nu se poate, bă, vreau, nu știu, când ai tot timp, mă pui într-un cazan de la demași, mă dau și eu acolo. Te-ai dus și ai făcut ceva. Foarte mulți oameni se lamentează din start și nu mai fac acel ceva, înțelegi? Ceea ce, știi, un câștigător nu o să aibă nici, nu o să fie niciodată un câștigător ăsta care nu face ceva. Tu ai făcut, ai făcut și ai ajuns aici, poate că experiența ta, poate că experiența ta o să se oprească sezonul următor. Nu poți să știi ce îți oferă viitorul. Dar ai făcut ceva, ai făcut, te-ai dat, ai experimentat, sunt amintirile tale pe care nu ți le-a nimeni, niciodată. Înțelegi? Aia e cea mai mare valoare, da. Da. Deci s-a înțeles că se poate, s-a înțeles că Vali Porceșteanu are o școală de pilotaj, dacă vreți să conduceți în siguranță pentru voi, nu neapărat să vă dați la raliuri, puteți să apelați. .com sau .ro? valiporceșteanu.com sau valiporceșteanu.ro? Da, aveți acolo tarife. Și scrie acolo tot, scrie dar tot să citești. Jos de tot e și prețul. Mare preț. Să fie înțeles. Deci se poate, e greu, într-adevăr, motorsportul costă bani mulți de tot, dar... A fost și va fi mereu expensiv. Da. Nu se mai ce să faci. Asta este. Asta este, da, sponsori, lume, bani, prieteni, ți ajută, e o comunitate acolo, e o nebunie, distracție, caterincă, supărări, totul la grămadă, de toate, piese, dă-mi bă aia, dă-mi aia, ia frate, adică e dar foarte mișto. Dar și relația asta între rivalități e foarte importantă. Unii nu se ajută, alții lasă că la juca să am pe cine să bată, adică știi de ce să rămân fără. E foarte important. Îl ajut și după aia ne batem de regal, regal. Da. E foarte importantă competiția cu alții, doar așa poți să fii mai bun și din ce în ce mai bun. Și e bine că există și că încă mai există în România, că uite... Na, la cum se întâmplă toate, lucrurile, bă, etapa aia nu mai e, acolo nu se mai face, ăla nu mai face, organizatorii îmbătrânesc și nu se știe cine vine din spate și cum se mișcă lucrurile și na, e destul de dificil. Vă mulțumesc, gata, mulțumim și la băieți, oprește muzica și aia e.